Aceasta este o carte audio de Egmaio Studios. Amintiri de junețe de Constantin Negruții Cum am învățat românește? Pe când uitasem că suntem români și că avem și noi o limbă, pe când ne lipsea și cărți și tipografie pe când toată lumea se aruncase în dasii și perispomeni, ca babele în căței și motani, căci la școala publică se învăța numai grecește. Când, în sfârșit, literatura română era la darea sufletului, câțiva boieri, ruginiți în românism, neputându-se deprinde cu frumoasele ziceri parigorisesc, catadixesc și celelalte, toate în esc, create de diecii ei, pentru că atunci între ei se plodea geniul ședeau triști și jăleau pierderea limbii, uitându-se cu dor spre Buda sau Brașov, de unde le veneau pe tot anul calendare cu povești la sfârșit și din când în când câte o broșură învățătoare meșteșugului de a face zahăr din ciocălăi de cucuruzi sau pâine și crohmală de cartofe. Tot însă mai rămăsese o școală, pe care acești buni bătrâni o priveau ca singur azilul prigonitei limbi. Școală unde se învăța încă românește, aproape de Iași, în Monastirea Socola. Tatăl meu era unul din România aceștia. Nu ieșea niciun calendar care să nu-l aibă el întâi, nici o carte bisericească care să nu o cumpere, nicio traducție care să nu puie să-i o pescrie. Într-o zi, vin de la școală, l-am găsit cu o mare carte în folio dinainte. Cetește-mi, îmi zise, o viață de-a sfinților din cartea aceasta. Iartă-mă, părinte, eu nu pot citi românește." Cum? Apoi, dar ce înveți tu?" Elinește," am răspuns, păuindu-mă. De vrei să-ți cetesc toată tragedia Ecubei, unde e acest frumos hor al troienilor, pe care îl știu pe din afară?" Avra, podias avra, a te podoporos comizis toas acatus piod malimnas, poimetan melean porefsis." Poate să fie frumoase acele ce spui tu," zise tatăl meu, dar e rușine să nu știi limba ta. Mâine vei veni cu mine la Socola, unde este examen. Voi vorbi pentru tine cu Dascalul, care e un om preînvățat. Și nu mă îndoiesc că tu te vei silia învăța de grabă, pentru că știi că asta îmi face mult să -mi mire." O, negreșit!" am răspuns cu bucurie. Ne întârziasem a doua zi, căci, când am ajuns, am găsit examenul pe la sfârșit. Se cercetase istoria, geografia și celelalte. Sala era plină. Auditoriul se alcătuia mai ales din dame bătrâne, mume ale băieților, care ascultau într-o religioasă tăcere. Profesorul român avea un nas cu totul antiromân, căci lască era grozav de mare, dar apoi era cârligat, încât semăna mai mult a proboscidă decât a nas. Prevgenicoșilor boier și cucoane, zicea el, am avut cinste a înfățoșa dumneavoastră prohorisirile ucenicilor mei în istorie, cetire, scriere, aritmetică. Acum voi avea cinste a arăta că limba noastră, pe care toți socot că o știu, dar nimeni nu o știe cum se cade, nu este fără gramatică, fără sintaxis, fără ortografie, ci mai ales în acest pont al ortografiei întrece pe multe altele. Două pilde voi arăta. Sfârșind, își puse ochilarii, tinse tabla neagră și chemând un băiat ca de 9 ani, îi date condeiul de credă. Băiatul scrise, Fată sară, eu ți-am scris asară să vezi oul cum se sară. Prevgenicoșilor, urmă profesorul, vedeți că toate aste frasis se sfârșesc cu sară, dar, precum ați văzut, au deosebire în scris. Asemene, veți videa și cu a doua paradigma. Băiatul mai scrise. Mai ta de vie, vie cu eta grecesc, bine ar fi să vie cu eta grecesc, până la noi la vie, vie cu i românesc. Dascalul tinse brațul spre cuvintele scrise, cu un gest maestuos. Gestul acesta fu ca izbucnirea unei mine. Bărbați, femei, copii, toți săriră și s apropieră de tablă, strigând bravo de răsuna sala. Mumele uimite suspinau sub bonetele înhorbodate. Lacrimi de bucurie izvorau din ochii lor odată frumoși, poate dar acum stân și împrejurați de un cerc purpuriu. Aceste lacrimi, strecurându-se pe lângă zbârciturile nasului ca pe niște uluce firești, ajungeau sub buza de desupt, unde barba întoarsă înăuntru leoprea ca o Bunele bătrâne nu se puteau dumeri cum de sunt atât de învățați drăguților și, clătinând din cap, priveau pe dascal ca pe o ființă surnaturală. Bărbații îl fericitau, îi mulțămeau, îi strigau aferim de se zguduiau părății. Și bătrânul socolean, dobărât sub grindina laudelor și a aferimelor, se lasase pe un scaun, unde îl împrejuraseră copiii, amețit, răpit, cuprins, ca acel împărat roman ce striga la moartea sa, «Je sens que je deviens Dieu!» Ce făceam eu în vremea aceasta? Eu rămăsesem încremenit, cu ochii holbați, cu gura căscată, căci nu înțelegeam nimic, eu care mă țineam că știu ceva. Dascalul acesta lua în ochii mei un chip măreț, academic, piramidal, neînțeles, ca și sinonimele sale. Mi se părea că văd un Platon, un Aristotel. Cât mă umilise de tare, cum îmi căzuse trufia. Cât mă simțeam de mic în asemănare cu băiatul acel ce scria sară și vie în trei osebite feluri. Ne-am întors acasă. Tatăl meu, văzându-mă gânditor, mă întrebă ce am. Gândesc la adânca erudiției acestui dascal. Adevărat, e un om plin de științe. Și l-am poftit să vie ca să-ți dea lecții de trei ori pe săptămână. De mâine vei începe. O, oh, cât am rămas de recunoscător bunului părinte pentru această dorită veste. Îndată am gătit caiete, condeie nouă, negreală bună, nimic n-am uitat. Întocmai ca bravul soldat care își pere uniforma, freacă bumbii, curăță armele în ajunul bătăliei. Aceste pregătiri m-au ocupat până seara, când m-am culcat gândind la noul dascal. Iar piste noapte am visat că aveam un nas cât al lui de mare. A doua zi, profesorul veni și după acea de datorie bună dimineața, scoase din sân o broșură cartonată cu hârtie pestriță zicându-mi cu un zâmbet plin de încredere în sine. Nădăjduiesc că ne vom înțelege amândoi. Această filadă nu sunt la îndoială că în puține zile o vei învăța. Oh, am gândit, acesta e negreșit vreun extract lesnicios al sistemului său de învățătură. Am luat-o cu toată onoarea cuvenită operii unui literat și, deschizând-o, am văzut că era un abecedar cu slove dun palmac de mari. Am rămas mut de oțetire și de rușine. Ce bagi jocură! Să mă puie pe mine, care nu mai eram copil, aveam 13 ani, să învăț ABC, pre mine, care înțelegeam pre erodian din scoarță în scoarță. Era un înfrunt care iubirea mea de sine nu l putea mistui. Hotărâi să-mi răzbun și ideea asta mă mai liniști. În vremea aceasta, Dascalul își așezase ochelarii pe tronul lor. Pare că privesc încă acei ochelari țuguieți pe nasul lui uriaș, ca un turc calare pe un harmasar roib. Trase tabac, strănută, tușii spre a-și drege glasul și începu rar și cu dese pauze. Netăgăduit este că omul nenvățat e ca un copac neîngrijit, care nicio roadă nu aduce. Drept aceea, Învățătorul este pentru un tânăr, aceea ce este grădinarul pentru pom. Sau ca plugarul bun care curăță de mărăciun țarina sa până a nu semăna în ea sămânța cea bună. După aceste parabole adause Pentru a-ți paradosi limba românească după toată rânduiala, ca să omveți cum se cade, spre a o ști precum se cuvine, trebuie să începem de la început. Vei ști, deci, că limba românească are 41 de slove, care se împart în trei soiuri, glasnice, neglasnice și glasnico-neglasnice, și anume, glasnice sunt azi, est, ije, i, On, ier, jatiu, yo, ya, la, Y, omega, neglasnice, buke, vede, glagol, dobro, juvete, zemle, kaku, liude, mislete, nas, pokoj, râță, slovo, tverdu, fırta heru, xi, psi, ci, cervu, sha, stea, tvita, gea. Glasnico neglasnice, zalu, ieri, ucu, in. Fără aceste slove, nu se poate alcătui nicio frasis nu se poate proforosi nicio silavi, căci ele sunt temelia limbii. Drept aceea, dumneata vei binevoi a le învăța pe de rost, pentru ca să le poți cuvânta curat și pe înțeles, pentru că văd că dascalii domitale, grecul și franțuzul, pe care dracul să iaie, s-au stricat proforaua nu poți rosti pe î, ă, ș, ci și altele vreo câteva. Am nădejde că poi mâine îmi vei putea spune pe din afară. Și acum, voi începe a doua maimă. Ba, B, B, bo și mai la vale. Cred că ne înțelegem? Ba, nu ne înțelegem nici de cum, am strigat ieșind din amețeala ce mă cuprinsese într-o auzul barbarelor numiri ale buchilor lui. Nu ne înțelegem! Dumneata vrei să mă baciocurești? Să mă pui la alfavita Pre mine, care știu grecește mai mult decât oricare tânăr de vrăsta mea și care știu franțuzește, sul la dictée, fără a face mai mult de șapte-opt greșale pe față. Dă-mi o gramatică, arată construcția verburilor, ortografia. Spunem, pentru ce scrivie și sară în trei feluri? Eu îți voi spune la vreme. Pentru că ai o duzină de i, așa e? Dar cum scrii masă? Tablă. Și masă? Preteritul verbului mânere. Cum scrii lege? Lua. Și lege? Imperativul verbului legare. Așa e că tot un fel. Pentru că n-ai doi a și doi e? Apoi pentru ce încurci și amețești pe băieți? Aceea nu e treaba dumii tale îmi răspunse cu un zâmbet ce semăna a strâmbet. Învață buchile pe de rost ca să le știi poi mâine. Pa nici gândesc, zisei azvârlind abecedarul sub masă. Ha, ha, ha! La început se pare greu, dar te vei deprinde. Rădăcina învățăturii este amară, dulce însă rodurile sale. Sfârșind, strânse ochelarii, își luă șlicul și ieși simți că mi se luă o greutate de pe inimă. Ah, pedant ignorant și îngâmfat, strigai. Vrei să învăț buchile tale, să mă necinstesc? Ah, chinezule, care ai o sută de litere, mai mult decât orice limbă. Ah, tu ai slove amfibii, nici glasnice, nici neglasnice. Ah, tu socoți că limba mea, deprinsă cu omer, se va putea suci ca să zică fârtă, tferdu, glagol și celelalte numiri sălbatice cu care tu ai poreclit bietele litere. A, tu vrei să mă necinstesc, să învăț buchile tale, dar să crăpi măcar, nu le voi învăța. lască că te oi juca eu, n-am trebuință de tine ca să-mi învăț limba mea. Am alergat la biblioteca tatălui meu, care era într-o ladă mare, purure deschisă, în coridor. Ajutat de o slugă, i-am făcut inventariul, și printre mulțimea calendarilor și a cărților în limba grecească modernă, ia ca ce am găsit. Tipărite Viețile sfinților din toate lunile Moartea lui Avel, poem de Gesner Numa Pompilius, romans de Florian Patimile domnului nostru în versuri Istoria lui Arghir și a prefrumoasei Elene, idem Despre începutul românilor de Petro Maior Floarea darurilor. Întâmplările franțezilor și întoarcerea lor de la Moscova. Talmudul Jidovesc. Manuscrise. Letopisețul lui Nicolai Costin. Cavalerii Lebedei, romanți de Madame Jean-Lie. Încungiurarea cetății Roșela, romanți, idem. Lentor, tragedie în versuri. Sapor, idem. Matilda, romanți de Madame Cotin. Manon Lesco, romans. Tarlo sau străinii în Elveția, idem. Zelmis și Elvira, idem. Cugetări de Oxenstern, etc., etc. Sărmana bibliotecă, uitată în secriul ei la bejenia anului 1821, toată a slujit de fultuială nicerilor. Ce n-aș da acum să am una din acele cărți de sute de ori citite de tatăl meu? M-am cercat să citesc un romanț din acele manuscrise, dar scrisoarea era atât de încâlcită încât le-am lăsat, făgăduindu-le de a le vizita cum voi putea deprinde a citi scrisoarea cea ieroglifică ce se obișnuia atunci pe la noi. Și, luând istoria românilor de Petru Maior, ajutat de abecedarul urgisit, în puține ceasuri am învățat a citi. Până în seară eram capabil să spun pe carte cât oricare anagnost de răpide. Seara am citit tatălui meu tot cântul întâi din moartea lui Avel. singura carte care avea puterea al adormi. Bunul părinte se bucură și, atribuind știința mea la vretnicia învățătorului, porunci să cumpere cinci coți postav vișiniu de un beniș, pe care îl trimise dascalului. Eu însă nu puteam uita în fruntul ce-mi făcuse. Făcând un congres de băieți, conșcolarea ai mei de la dascali francez și grec, după mai multe opinii, care de care mai stravagante, o idee satanică veni unuia în minte. Fraților, zise el, socotința mea este să închipuim niște întrebări atât de grele încât să nu le poată tălmăci, ca să-i dovedim că e numai un gogoman pedant. Bravo! Hura! Vivat! strigară toți. Întrebările s-au alcătuit, s-au aprobat de toată adunarea și mi s-au încredințat a treia zi, dascălul veni și, întrebându-mă de știu buchile pe din afară, spre răspuns am deschis cartea lui Petru Maior și i-am citit un întreg capitol. Profesorul rămase înlemnit. Sfârșind, am urmat în tonul acel pedantic cu care îmi vorbise el. De vreme ce vezi, logiotate, că am învățat a citi fără lesniciosul metod al abecedarului dumitale, care mi-ai spus că este temeiul limbii, nu sunt la îndoială că voi învăța a scrie, iarăși, fără ajutor de scălesc. Însă, fiindcă cunosc și simt cu desăvârșire că dascalul pentru un tânăr este aceea ce este grădinarul pentru un pom, văd că eu am foarte multe lucruri de învățat, căci sunt ca un copac neroditor. Drept aceea! am făcut aceste cinci întrebări, pe care dumneata vei binevoi a mi lătălmăci. Asta va fi singura mea lecție. Pe toată ziua îmi vei deslega câte cinci de aste nedumeriri. Spunem dar. 1. Pentru ce uneori vara plouă cu broaște, iar nu cu cristei fripți, precum o odinoară la judani? 2. De unde au luat Adam și Eva ac și ață? De au cusut frunzele de smochin, în vreme ce pe atunci nu era încă nicio fabrică. Trei, Cum? Păgân! Mă curmă dascalul, astupându-și urechile și sărind de pe un scaun, ca un om ce calcă pe un șerpe. Hulă grozavă și pângărită! Ia ca frumoasele isprăvi a învățăturii papistașilor! Zicând aceste, își luă șlicul și o împunse de fugă pe ușă. De atunci, nu l-a mai văzut. Astfel, Petru Maior m-a învățat românește. Zoe 1. Amor în latin, fet amor. Ordon provion d'amor, mor. Et paravent, chimor qui mort, deuil, pleur, piej, forfet, remor. Blazon de l'amour. Aceasta a urmat la 1827. De-abia serase. ulițele însă era pustii. Din când în când și foarte rar se auzea pe podul duruitul unei calesce, în care era vreun boier ce se ducea la o partidă de cărți, sau un fiacru ce trecea ca săgeata și lăsa să se zărească niște bonete femeiești. Niciun pedestru nu era pe uliți, afară de fanaragii care striga regulat raita, pentru că la 1827 septembrie nimeni nu s-a fi riscat a merge pe jos singur pe uliți, după ce înnopta. Pojarul de la 20 iulie prefăcuse în cenușă mai mult de jumătate a orașului Iași și fanaragii, masalagii, Potlogarii de care gemea orașul, șezând ascunși printre râsipuri, pândeau pe nesocotitul pedestru care zăbovisea se întoarce acasă și adeseori el pierdea împreună cu punga și viața, sau cel puțin sănătatea. În zadar îmblau strej de arnăut și de simeni. Nu puteau stârpi aceste înrăutățiri, nici descoperi bandele vagabonzilor. O calească trecu în fuga cailor pe ulița mare, apucă ulița Sfântului Ilie și, făcând în stânga, luă la deal pe lângă zidul Sfântul Spiridon și, tot suindu-se până în mahalaua sărăriei, stătu la portița unei căsuți, cu două ferestre cu perdele verzi. Dintră sură se coboră un tânăr elegant coconaș, a cărui costum era după moda curții. El purta un antereu de suvaia alb, era încins cu un șal roșu cu flori, din care o poală îi se slobozea pe coapsa stângă, iar capetile, alcătuind un fiong dinainte, cădeau apoi peste papucii lui cei galbeni. Pe sub giubeaua de pambriu albastru, blănită cu samur, purta una dintre acele scurte cațaveici, numite fermenele, broderia căria, cu fir și cu tertel, îi acoperea tot pieptul. În cap avea un șlic de o circumferență de cel puțin șapte palme. Într-un cuvânt, orice damă l-ar fi văzut în ceasul acela, nu s-ar fi putut opri de a se coti cu vecina sa și de a zice în jargonul vremii de atunci, Ah, psihimu, uită-te cât e de nostim! Chipul său era de nu frumos, dar plăcut. La fater, din cea întâi vedere, l-ar fi judecat după fruntea lui strâmtă, buzile groase și sprincenile rădicate cu disproporție deasupra ochilor. Dar și nefiind cineva fizionomist, putea, fără a se greși, să-l boteze de nătărău, după căutătura cea speriată și neclintirea figurei sale. În camera unde intră, pe un crevat cu perdele poncio, ședea -o, o fetișoară rezămată într-un cot pe perină. Fusta ei de atlas albastru deschis, pe sub care se zărea un picioruș gras și mic, părul ei castaniu ce se slobozea în unde de mătase pe albii ei grumazi, poziția ei cea lenoasă, în sfârșit, Lumina murindă a unei lampe ar fi înflăcărat pe Xenocrat, dacă ar fi fost la Iași la 1827, în camera aceea. Zău era frumoasă tânăra fată, când însă și-a întors tânjitorii ochi căprii, umbriți de lungi gene și scăldați într-o rouă de desfătare, când s-a repezit și a apucat în brațe pe tânărul ce intrase, trebuia să aibă cineva toată nesimțirea lui, ca să nu cadă amețit la picioarele ei. Ah, tu ești Iancule!" tu ești. Vezi că eu te așteptam, gândeam la tine, pentru că numai la tine gândesc. Pe semne tu nu știi că te iubesc mai mult decât orice alt pe lumea asta. Și tu iar mă iubești. Așa e că mă iubești? Nu voi să mă iubească alții. Zicea vrea lumea, eu te iubesc. Și apoi ce-mi pasă de lume? Tu ești al meu, al meu. Te iubesc, te sărut, sufletelul meu. Și ginga și a copilă îl acoperea de sărutări focoase. Ce te-ai făcut de o săptămână de când nu te-am văzut? Unde-ai fost? O, oh, ți-am scris și nici n-ai vrut să-mi răspunzi. Când ai ști cât am plâns, uite-te, ochii mei sunt roșii încă. Așa e că sunt roșii. Spune-mi, mă iubești?" Mă întrebi un lucru care poate ți l-am spus de o mie de ori," răspunse curăceală nesimțitul amorez. care mane? Dă-mi un ciubuc!" Un arnăut mustăcios intră și întinse stăpânului său un lung ciubuc. Într-un minut, camăruța se umplu de un fum gros, printre care Zoe se zărea ca o zeiță prin nori. Această întrerumpere a unei vorbe amorezate pătrunse pe biata fată, care tăcu, lăsând să scape din sânul ei o oftare de acele ce sfâșie inimi. Mi-ai scris că ai să-mi spui un lucru mare. Să vedem ce este. Spune pentru că n-am când să bovi, adăugă tânărul, scuturând ciubucul. Ah, zise Zoe, înturnându-și le crămații ochi spre el. Odinioară îți părea că zboară ceasurile ca minutile lângă mine. Atunci mă iubeai. Acum nu mă mai iubești ca atunci. Măcar că eu tot aceea sunt și tot asemenea te iubesc. Oh, Iancule, tu niciodată nu vei ajunge la acel grad a dragostei care eu îți păstrez. Prea iubitul meu, spune-mi, când mă vei numi soția ta? Când voi putea nu mai tăinui de lumea acesta mor de care inima mea este plină? Vezi tu, acesta este singurul meu gând. Știi poziția mea, știi că de-am greșit, pentru tine nu mai am fost o slabă fată. Ah, când ai ști cât sunt de fericită, am să-ți pui o veste care a să te împle de bucurie. Eu o să fiu mumă. Și copila își ascunse rumena față în sânul coconașului. Într-o auzul cuvântului acestuia, Iancu s-a posomorât, a băgat mâna în buzunar și, scoțând niște metanii de coral de vreo doi coți de lungi, începu să se juca cu ele, preumblându-se în lung și în larg prin mica cămăruță. Zoe îl privea neclintită. Ascultă, draga mea, cred că nu te îndoiești cum că te iubesc. Vestea ce mi-ai dat m-a umplut de bucurie, dar văd niște mari piedici la însoțirea noastră. Unchiul meu a aflat legătura noastră și e foarte mânios asupra mea. Îmi zice că nu e de cinstea mea să ia o fată săracă, orfană și câte altele. Eu însă nu zic că nu te voi lua, dar trebuie răbdare. Să vedem. Michelul, vorbile lui era lovir de cuțit pentru Zoe. Ea tremura. Vai mie nenorocita, iată la ce am ajuns, iată în ce stare m adus. Mă desprețuiești după ce m-ai înșalat? Nu ți-e milă de o ticăloasă fată pe care ai adimenit-o cu juruinți mincinoase? Găsești pretexturi ca să mă părăsești și pe mine și pe copilul tău. Nu te tem de păcat. Nu s-o că voi muri dacă mi lăsa? Oh, fieți milă, fieți milă! Și sărmana se târa la picioarele lui, vărsând și roaie de lacrimi și frângându-și mâinile cugetă că de mă vei părăsi, voi muri negreșit și vei avea a da seamă lui Dumnezeu, pe care de atâte ori l-ai luat martur jurămintelor tale. Suspinurile înădușiră glasul fragedii copile, care acum întâi începuse a gâci inima amorezului său. Sfărămată de durere, căzule și nate la picioarele lui. Iancu o ridică și o puse în pat. După aceea, chemând pe bătrâna ei slujnică, a lăsat-o lângă ea. El a ieșit și s-a suit în caleașcă. La bal, la curte!" a strigat arnăutul vizitiului. Și caleasca a porcesc ca vântul. Deșanțată pretenție!" zicea coconașul răsucindu-și mustețile. Zice că i-am jurat să o iau, ca când astfel de jurăminte se mai țin vreodată. 2 cinga il brando, ed abbia questa lasta in pugno, El in testa, e l'elmo e con pallade in bellezza, Gia potrebbe contrastar. Metastasio Zoe era fica unui boierinaș, care prin slujbile sale se ridicase la o treaptă cinstită. Încă în fașe, pierduse pe maică sa, iar la vârsta de 15 ani, moartea o lipsise și de tatăl său. De atunci, sărmana fată, lăsând o moșioară, iubitul loc a copilăriei sale, care rămasă moștenire fraților săi, venise la Iași. Curând n-a lipsit a se molipsi de aerul acestui oraș. Se văzu încungiurată de o droaie de curtezani, pe care îi trăgea deosebita ei frumusețe. Focul juneții și simplitatea creșterii sale o făcură să plece urechea la măgulirile desfrânaților. Ea iubi, iubi, oh, cum iubi, Neștiind ce e amorul și neprepuind urmările lui, sedete cu totul la această patimă dulce și amară, plăcută și groaznică. Sedete cu gând, cu inimă, cu suflet. Iată o întâmplare ce va arăta ce fel iubea tânăra copilă. Cel întâi ce găsi loc în inima ei, fu un ofițer al gardiei curții. Tânăr galant, cinstit și bribant. Iliescu era cu totul contra coconașului pe care l-am văzut figurând la începutul acestei foarte adevărate istorii. Frumos și bine făcut, el n-a avut multă greutate a câștiga inima ei. El o iubea și se mira că o iubește ca și în ziua când culese se cea întâi dulce sărutare pe buzele ei. Și deși Zoe nu cunoștea adimenirile cochetăriei, tot însă ținând în lanțul iepe fluturate cu tânăr o lună de zile o lună de zile pentru Iliescul era o vecinicie. Începua să se sătura de un amor fără sfezi, fără împăcăciuni și fără rivali. Se aruncă iarăși în vârtejul lumei. Într-o zi, el dormea după prânz. Un arnăut veni în curtea lui. Merse drept la camera unde el dormea, deschise ușa, intră și, scoțând un pistol din cingătoare, îl slobozi în el. Glonțul trecu alăturea cu capul tânărului bortili perina pe care se răzăma și se înfipse într-o cărămidă din părete, a căreia sfărămături se reîntoarseră și căzu pe pieptul dormitorului. Iliescul sări și se răpezi ca fulgerul la nou venit, care scosese al doilea pistol. Arma i se smăci din mână și o îmbrâncătură aruncă pe ucigaș pe o canapea. Negreșit că ceasul morții ar fi sunat pentru acel cutezător, dacă în căderea sa, turbanul nu i s-ar fi desfășurat niște coame castanii unduioase se răsfirară peste umeri și pieptarul lui înfirat. Aceasta era Zoe. Doamne sfinte!" strigă tânărul cunoscând-o. Tu ești Zoe! Cine ar fi putut crede? Tu ești care vrei să mă omori. Aceasta este răsplata dragostei mele? Vrei să mă omori. Și pentru ce?" Pentru că ești un nelegiuit!" strigă fata cu un glas precurmat de suspinuri. Pentru că mă vinzi!" pentru că desprețuiești amorul meu și pentru că ai gândit că vei putea, după ce m-ai învățat dragostea, după ce mi-ai arătat dulceața vieții, să mă lepesc ca pe o jucărie ce nu-ți mai place. Nesocotitule, pe semne nu știi că pe noi, femeile, dacă un paing ne sparie, moartea nici cum nu ne îngrozește? Iată dovada vânzării tale și îi tinse un bilet scris pe o hârtie roză. Cetește, ticălosule, sau mai bine lasă ți-l cetesc eu. Ascultă, stăpâna mea, mă învinovățești nedrept. Cum ai putut crede că o proastă fetișoară mă va face să fiu necredincios a cei ce singură împărățește în inima mea? Nădăjduiesc să-ți dovedesc în astă seară că de am și fost poate rătăcit, o secundă ne-am încetat de a fi pentru de-a pururea al dumitale credincios rob. Ah, tică losule, nu e slova ta? Tăgăduiești! Zic că n-ai scris răvașul acesta. O proastă fetișoară. Oh, mă de pentru că îl iubesc din toată inima. Acest răvaș e pentru tine, zise Iliescul învălmășit. Pentru mine. Și de când mi-ai schimbat numele de iubită pe acel de stăpână? Când mi-ai mai mi zis vreodată dumneata? A, nu căuta să mă amăgești, căci dacă mâna mi-a tremurat astăzi, să știi că altădată va fi mai sigură. Omoară-mă, dar, adaose Iliescul cu un aer teatral, neștiin ce să mai zică. Omoară-mă dacă te supără amorul meu. Văd că cauți priciniuiri și ai de dovadă însuși în credințările dragostei mele. Omoară-mă! Viața mi-e nesuferită fără amorul tău. Iată pistolul și ca să nu mai greșești, rază mățava de inima mea. Îl țiu eu, n-ai decât să tragi piedica. Zicând, dezvălește pieptul și se apropie de fetișoară. El era atât de frumos Întristarea răspândită pe fața lui arăta atâta adevăr, încât ginga și copilă se simți pătrunsă și înfiorată de o faptă la care o împinsese o pornire furioasă de gelozie. O, oh, eram să te omor!" a strigat plângând. Dumnezeul meu, cum am putut avea un așa gând? Să te omor pe tine, pe care te iubesc cu sufletul, și apoi ce aș fi făcut singură pe lume?" Vezi tu, crudule, când am slobozit pistolul în tine, nu știu ce putere străină și amarnică îmi împingea mâna. Socoteam că te-am omorât și voiam să mă omor și pe mine. Dar tu nu ești rănit? Tu mă iubești, așa e? Răvașul a fost pentru mine. Oh! Zvârle pistolul acela, că mi-e frică de el. Și se aruncă în brațele lui. După ce, peste un ceas, Zoe ieși într-un fiacru și se duse, Iliescul se îmbrăcă cu dulama lui stacojie cusută numai fir. Se încinse pe deasupra șalului cu o curea lată, coperită cu ținte aurite, în care băgă două pistoale suflate cu aur și atârnă pe coapsa stângă o sabie încovoiată. La scară le aștepta un frumos armăsar negru. Ieșind, văzu arnăuții săi, care sta roată împrejur. Ascultați!" le zise. Astăzi un talhar a intrat la mine când dormeam a slobozit un pistol asupra mi, dar nu m-a nimerit. Nu am putut pune mâna pe el și a scăpat. Să nu mor creștin, ci spurcat ca voi, dacă va mai intra cineva la mine, fără să-mi dați mai înainte de știre. De nu, veți lua fiecare câte o sută baltage cârjaliești pe talpe. Știți că mi împlinesc juruințile. Arnăuții strigară mașala, închinându-se până la pământ. Zoe a vrut să mă omoare, zicea în sine tânărul, încălecând. Domnul știe ce îmi vor mai face celelalte trei, pe care nu le poți amăgi așa lesne. Blăstemata de slugă, a greșit răvașele. În loc să dea pe cel verde zoe, i-a dat pe cel roz. Așa va fi făcut și cu celelalte. M-am bătut fățiși cu beiliciul și cu fedeleș, fără să simt ce e frica. Dar acum, zău, mă tem. Vestiți tâlhar la 1827. 3. Oh, jamais une femme qui tombe. Qui se la pauvre âme succombe. Victor Hugo Mai mult de un an acum trecuse de la întâmplarea aceasta. Iliescu la echip a se deslega pe nesimțite dintr-un lanț ce nu era potrivit cu ușurătatea inimii sale și Zoe începuse a cunoaște că a greșit, judecând oameni după inima sa. Amăgită în nădejdea sa, se lăsă la o melancolie ce o făcu mai interesantă, dar inima ei ce se hrănea de dragoste nu putea via fără amor. Între toiul neînsemnaților tineri ce o supărea cu curtea lor, ea deosebi pe Iancul B. Îl vedea mai tăcut și mai retirat. Sfiala lui o lua drept dovada statorniciei, măcar că era semnul nătărăii ei. Pe de altă parte, ca să scape de gura lumei, acestei pricinuitoare de atâte nenorociri, și cunoscând că trebuie în sfârșit să-și ia un loc oarecare în societate, ascultă mincinoasele propuneri ce i-a Iancu că o va lua de soție. Depărtă pe toți ceilalți săi slăvitori. Iubi pe Iancul. Îl iubi sărmana fată cum știa ea să iubească și curând el nu mai avu nimic să mai dorească. Nu mult după aceasta, simți urmările nesocotinței sale și îngrijindu-se, își mărturisi starea cea critică a morezului său. Atunci Iancu le pădă masca. Își dizvăli urâtul caracter. Și puțină vreme după întâlnirea ce am văzut că a avut cu ea la începutul acestei istorii, îi scrise răvașul următor. Coconiță, îmi pare de șans că dumneata ai luat un capriț drept amor și încă pretins să te iau de soție. Las că rudele mele niciodată nu mi-ar ierta un așa pas dar apoi nici inima mea n-are plecare a se robi. Așadar, te rog, nu te mai măguli cu o nădejde ce niciodată nu se poate împlini și binevoiește a mă uita și a nu mai scri. Ginga și copilă ce vașul fără să zică nimic, fără să verse măcar o lacrimă. Inima îi era plină și suspinele, grămădindu-se în sânul ei, o înnădușeau. După o îndelungă și cumplită tăcere, căzu în genuncheată dinaintea icoanei mântuitorului, zicând, Dumnezeule, fieți milă de mine și nu mă aduce la desnădăjduire. Sanda, bătrână femeie care o slujea, care o hrănise cu sânul său în pruncie și o crescuse în copilărie, stând într-o cameră alăturată, se apropie de o ușă cu geamuri, prin care se vedea înodaia odaia stăpânesei. Și ridicând perdeaua, văzu această desnădăjduire această durere atât de adâncă. Ea nu îndrăzni să intre, respectând cuceria stăpânesei, dar neauzind nimic și văzând-o tot îngenuncheată cu fața la pământ, intră în odaie ca să o scoată din niște cugetări atât de triste. În zadar însă îi vorbi. Deci, apropindu se o găsi rece, înghețată, o socoti moartă. Luăm brațe pe această biată fată pe care o legănase și cu care împărțise soarta sa o numi cu același nume de zoiță, precum o odinioară, și o dismierdă ca și atunci. Silindu-se să o deștepte din acea dureroasă letargie și, neștiind de trebuie să dorească a o vedea viind ca să-și afle iarăși durerea, sau mai bine să vază moartea pecetluind acest secret de nenorocire. Sărmana zoiță, zise, și o lacrimă căzut din ochii bunei bătrâne. Cât e de frumoasă! Poate ar fi mult mai bine pentru dânsa să nu se mai trezească. Această dorință, deși barbară, se cunoștea că vine dintr-o inimă credincioasă către stăpână sa. O puse în pat și, peste puțin, Zoe deschise ochii. Du-te, mamă, acasă la N și lasă răvașul acesta la o sluga lui, ca să-l dea când se va întoarce din călătoria sa sau să-l trimită cu poșta unde se va fi aflând. Spune să nu se piardă, căci în el este o cosiță din părul meu. Astfel vorbea Zoe către Sanda, dar dacă și singura sa prietenă, câteva zile după ce primise scrisoarea sus însemnată, și bătrâna a ieșit clătind din cap și zicând, Maica Domnului să-și facă milă de fata mea. Îndată ce s-a depărtat bătrâna, Zoe deschise garderobul său. Alese o rochie de catifea neagră, un văl de blondă alb și un șal negru și, ajutată de o copilă ce avea în casă, se îmbrăcă împodobindu-se ca pentru o sărbătoare. După ce se găti, se puse pe un jălț, unde șezu absorbită în gânduri. Uneori un tremur fioros o apuca, alteori ridica frumos și săi ochi spre cer și, suspinând, își frângea mâinile cu desnădăjduire. Un gând fioros se părea că se luptă în ea. Deodată apoi se sculă și cu o oftare zise: "Oamenii așa au vrut. Dumnezeul lor va cere seamă. Oamenii acești mincinoși și vicleni, nu știu câtă tărie este în inima unei tinere fete ce s-a dat pentru toată viața." Afle dar acum. Zicând aceste, a ieșit, mergând cu un pas rapid. Curând a ajuns la portița unei case. Bătând, un arnăut veni și deschise. Acasă este stăpânul tău care mane?" întrebă Zoe. Ba nu, coconiță, dar cred că nu va zăbovi, căci mâine este alai și trebuie să vie ca să se gătească." Apoi dar îl voi aștepta," zise fata și intră în odaia tânărului. Eu sunt silit să ies," adăugă Caraiman. Apoi dumneata singură să rămâi?" Du-te, du-te! Eu îl voi aștepta până ce va veni!" Arnautul se duse. Zoe se primbla palidă și perită la față prin odaia lui Iancu. Iată a doua oară!" își zise. Ce sunt în camera aceasta?" Întâi era bolnav și am venit de l am văzut. Atunci am ieșit. Dar acum... Iată așternutul său. Perna cu sută de mine încă tot o are. Iată pistoalile lui care îi le-am cerut ca din partea frățânei meu, căci atunci încă nu-l iubeam. Cu ele eram să omor pe Iliescul. Iliescul, în cai acela, nu m-a măgit. Eu am fost slabă. Oare sunt cărcate? Și căută pistoalele. Unul e încă plin. Unul? Și ce trebuia amândouă? O mișcare de deget și s-a sfârșit. Oh, pistolul acesta! Să-l aștept oare să vie? Și pentru ce? El mi-a hotărât soarta, și a mea, și a copilului său. Sărmanul prunc, îl simți clătinându-se în sânul meu. Sărmană ticăloasă ființă, blăstemată până a nu vedea lumina. Ah, el e rușinea și nenorocirea cei sale. Mai bine să moară, să nu cunoască pe tată său care mă calcă în picioare. Cine știe, poate într-o zi va fi ca și el de nelegiuit sau ca și maică sa de nenorocită. Sufletul ei s-a lăsat la acest discuraj, care este groaznic când e cineva singur. Pe urmă, nu știu ce înfricoșătoare presimțirea unui trai viitor amărât și chinuit, au venit și au sfâșiat biata sa inimă. Pe urmă, o frică fantastică i-a închipuit niște năluciri fioroase. Zarmana fată simți sângele sleindu-se în vinele sale. Se duse la masă și, luând un condei, scrise cu o mână tremurândă. Eu mor. Mă duc să aflu liniștea pe care mi-ai răpit-o. Îți iert moartea mea, dar nu-ți voi ierta niciodată pe aceea nevinovatului prunc ce port în sânul meu. La ziua judecății, când iar ne vom întâlni, el te va trage la poalile scaunului celui vecinic, ca să dai seamă de două morți. Apoi, simțind o fierbințeală mare, își lepădă șalul și vălul, luă pistolul cel încărcat și răzimățeava de inima sa. O detunare răsună. Plumbul intrând sub țăța stângă, afrând o coastă și petrecând inima, a ieșit prin spate. Zoe căzu moartă. 4. Elas, că je ne mourir de jeune fii. Victor Hugo. În ziua aceea era paradă domnească. De dimineață, pompierii stropiseră podul, și la toate răspintiile, câte un zapciu al agiei oprea carele ca să nu se vâre, până după trecerea alaiului. Parada se întindea ca un șarpe pe șoveita uliță. Înainte mergeau suitarii călări cu alte căciul flocoase la care a târna câte o lungă coadă de vulpe, împingând pe norodul ce se înghisuia. Apoi urmau panțirii sprăvniciei, darabanii agiei, aprozii vorniciei, simenii hatmaniei, toți aceștia, triste rămășițe a celor viteje oști, ce muiaseră ambiția polonilor și a ungurilor și înfruntaseră trufia semilunei. Mai în urmă era armașul înconjurat de lăutari, ce juca din vioare aerul Mititico. Apoi veneau ofițerii curții. Doi tineri mergeau alăturea la pas. Unul, călare pe un armăsar negru, purta un costium arnăuțesc. Broderia de aur lăsa abia să se vadă catifeaua toporășie a hainelor sale. Fața lui tânără și bărbătească însufla încredere iar ochii lui, albaștri ca azurul, plin de foc, dovedeau curaj și nefrică. Celălalt, asemene calare și nu mai puțin elegant, se deosebea prin mărimea șlicului și largile mânici a benișului său. Închipuiește-ți, Iliescule, zicea acest din urmă. Aseară, când m-am dus acasă, ce să văd? O daia și patul meu pline de sânge, și pe dânsa moartă. Oh, nu-ți poți face idee cum am spăriat. O lună de zile de acum nu mai dorm acasă. Sărmana fată, atât de tânără și de frumoasă, zău. Când s-ar putea să o învie, mi-aș da armele și pe haiduc calul meu. Pres sufletul meu. Să se fi întâmplat aceasta din pricina mea, pe loc aș zice, rămâi sănătoasă lume. M-aș duce în vreo sehăstrie din ceahlău, ca prin post și rugăciuni să capăt iertarea acestui păcat de la Dumnezeu. Așa să trăiesc, zise Iancul B, răzând. Aș fi vrut să te văse hastru. Poate te-ai fi făcut și proroc. Și mai poți râde. N-ai mustrare de cuget? Nu-ți pare rău? Rău îmi pare cum îți pare și ție și cum trebuie să le fi părând tuturor tinerilor ce au cunoscut-o. Dar mustrare de cuget? Pentru ce să am? Dar lasă vorba asta. Spune-mi, cum a rămas cu balul de... Iliescul nu l-asculta. Trecuse înainte și ochii lui erau plini de lacrămi. Tică losul, zicea el. Nu plătește să strice cineva un glonț în trânsul. Sărmana Zoe! Un car coperit cu o rogojină și întovărășit de doi oameni dete să iasă în ulița mare. Un zapciul oprind răspinteni. Ce aveți în car? Un mort. Îngăduiți până va trece alaiul. Și mortul fusilit să aștepte până va trece deșertăciunea. După ce a trecut parada, carul și-a urmat drumul. Un tânăr, ca de 20 de ani, cu sprincene negre, îl urma de departe și o întristare adâncă se vedea pe fața lui cea smolită. Ce veac, ce oameni!" zicea el, pentru că o piată slabă ființă a căzut sub sarcina ticăloșiei vieții, pentru că n-a mai putut suferi chinurile sale, oamenii nu vor să-i dea nicio rugăciune, nici trei coți de pământ în locul unde o să se întoarcă și ei. Ei fac pe Dumnezeu rău și nemilostiv. Stăpânitorul ce varsă în războaie păraie de sânge pentru ambiție, ministrul ce despoie pe văduvă și pe orfan adunându-și o pomenire de blăstemuri. Ucigașul ce ține drumurile merg cu paradă de săpun cu o lângă însuși locașul Dumnezeului treptății și al îndurării. Și pe biata fată pământul nu o primește. Iartă-le lor, Doamne, că nu știu ce fac. Carul, ajungând pe malul bahluiului, se opri și cioclii, coborând pe moartă, începură a săpa groapa. Ce s-a făcut baba cea care țipa și nu ne lăsa să luăm trupul? Ea nebunise, au dus-o la Golia. Uită-te ce frumoasă roche neagră! O să-mi fac un pieptar mie și femeie e o cața veică. Da, poi eu? Tu nu ești însurat? Ia am tăsăria cea albă, colțunii, colanul și ce mai are. Să nu vă atingeți de dânsa, strigă tânărul care, stând pătruns de mâhniciune, pentru că și el o iubise până nu se duce într-o călătorie, de unde de seară sosind, primise răvașul și cosița de păr ce i-o trimisese Zoe, dar nu a apucat să o afle în viață. Auzise numai cele de pe urmă cuvintea cioclului și le aruncă o pungă de bani. Pe urmă se apropie de moartă și, desfășurând vălul de blondă ce era lângă ea, o coperi cu el. Cioclii au coborât secriul în groapă, au aruncat țărâna și, isprăvind, s-au dus la o crășmă, unde s-au pus să bea prețul hainelor mortului. Tânărul rămase singur lângă mormânt. El șezu privind acea proaspătă moviliță de pământ, până ce soarele începu să se coboră spre apus. Multă vreme după aceea, prietenii lui se mirau văzându-l că era tot trist. Și de ce boală a murit Iancul B?" întreba după trecere de opt luni, tânărul cu sprincene negre, pe un doctor. De o strașnică inflamație de crieri. Am șăzut lângă el până și-a dat duhul. Neîncetat, i se părea că aude împușcături și că vede pe o femeie sângerată că îl îmbrățoșează. Închipuire fantastică! Precum vezi, efecta dezorganizației crierilor. Această boală trebuia meditată. Am cerut să-i fac autopsie, dar n-au vrut rudele nici de cum aș fi putut face o frumoasă disertație asupra boalelor ce se încuibă în cap. 1829 aprilie O alergare de cai Scacica 1. O alergare de cai Tot orașul Chișinăului se adunase ca să privească alergarea de cai, ce se prelungise până în luna lui septembrie, cu așteptarea domnului Conte Voronțov, guvernatorul general al Nuo-Rusiei și a Besarabiei. Dar trecerea lordului Durham, ambasadorul Marei Britanii, lângă Curtea Petersburgului, pe la Odessa, în l alergarea rămase a se face numai în ființa domnului guvernator civil, generalul Fedorov. Locul alergării este zece minute afară de oraș unde este gătită o galerie de scânduri în felul chinezesc, pentru privitorii nobili. Prostimea, sau în limba aristocratică, canalia, șede împrăștiată pe câmp sau înșirată pe marginea unui odgon întins ce nu lasă să se grămădească. Slabă, stabilă, dacă n-ar fi sprijinită de jandarmii poliției. Piața se întinde o ovală pe un neteces, într-o cercoferință de trei verste, însemnată cu stâlpușor de lemn de 3-4 stângi de departe unul de altul, iar dinainte galerii este bariera de unde pleacă alergătorii, care, într-o fugă, sunt datori a face giurul pieții de patru ori, adică o cale de 12 verste, ca jumătate poștă, și doi care întrec pe ceilalți, ajungând mai înainte ținta, primesc, cel întâi, un vas de argint prețuit 1500 ruble asignații, cel al doile, 500 de ruble, care bani îi dă vistieria împărătească. Alergări de cai se fac pe tot anul în toate guverniile Rusiei. Scopul este ca prin această încurajare să se îmbunătățească soiul hergeliilor și e foarte nemerit, pentru că acum toată călărimea se îndestolează din țară, în vreme ce mai de mult era nevoie să se cumpăra cai din staturile vecine. Am uitat să spui că numai armasari și iepe sunt primiți să alerge. Cai nu. Și nu de alți soi decât deloc. Ființa funcționarilor civili și militari, toți înmundirați, da acestei priveliști o pompă solenelă, ce aducea aminte de turnerile cavalerilor vrăstei de mișloc, cu această deosebire că aceia se luptau ca să capete o ochire de la dama inimei lor și aceștia aleargă ca să câștige 1500 de ruble. Galeria era tixită de dame frumoase, frumușele și mai sluțișoare, toate cu deosebite capele și mode de contrabandă, pentru că Odessa, fiind port franc, se însărcinează a îmbrăca pe înce. Și e curios să le vedea pe toate cu toalete răcoroase și frumoase și stofele englezești și franceze cum foșnesc trecând cu despreț pe sub barba vamișilor, care le privesc strâmbându-se și strângând din umeri. Un frumos landau de Viena venea înhămat de patru telegari roibi. Vezeteul, în vechi costum rusesc cu barbă lungă, îi mâna cu hățuri coperite cu ținte de argint, păzind un aer grav, vretnic de un magistrat. Un luator aminte îndată ar fi cunoscut că acel atelagiu, deși rusesc, avea o formă cu totul moldovenească, adică era mai elegant și covârșind măsurile obiceiului căci caii de la roate era cel puțin de trei stângi îndepărtați de și pe care îi mâna un frumos băiet ca de 16 ani. Strigând neîncetat, Padi, padi, cu un glas ce răsuna ca piculina între instrumentele unui orhestru. În acel echipagiu, din apoi era o tânără damă blondă, a căria figură avea acea blândeță ce se vede în învecinicită de penelul lui Rafael, și un june brunet, care, de pe barbete și musteți, se cunoștea că era străin. Dinainte era un om balan, ce se putea să aibă 35 de ani. Chipul său era frumos și interesant, dar o întristare deznădejduită se vedea pe fața sa palidă. El purta la versi și ținea mâinile tinerei dame strânse într-o ale sale, cu o familiaritate neiertată altui decât unui bărbat. Cât pentru străinul prunet, el părea că nu bagă seamă că e lângă o frumuseță și nu se uita la scena conjugală, care urmarea lui dovedea sau că acea jună femeie îi era rudă, sau că inima lui era prinsă, sau că era un nesințitor, pentru că dama, precum am mai spus, era atât de frumoasă, încât văzând-o cineva, trebuia, dacă nu s-ar fi înamorat, cel puțin să o privească ca pe un cap d'operă a naturei tânărul om smolit, eram eu. Ceilalți, domnul Ipolit P. și soția sa, doamna S., vara mea. Sosind la galerie, ne-am dat jos. Vara mea lua brațul bărbatului său, iar eu, făcând un loc printre dame cam călărește, cavalic crămau, călcând pe bătăturile moșnegilor care îi mă dă la toți dracii, cotind uniforme în dreapta și în stânga cu zicerea pardon, talisman care închide gura ghiuntiților și călcaților. Am alergat la celălalt capăt a galeriei, unde zărisem o capelă roză, împănășată ca o pasăre de paradis. Stăpâna acei capele era fanalul care mă lumina, magnetul ce mă trăgea. Nu voi întreprinde a descrie frumusețile doamnei B, pentru că simt că acum, după trecere de cinci ani, oricât aș voi să fiu de nepărtinitor, Suvenirea ei ar sili imaginația mea să galopeze fără voie și aș călca hotărârea ce am făcut de a spune adevărul în toată simplitatea sa. Nu voi vorbi, deci, nici de farmecul ochilor ei, nici de glasul ei ce semăna cu suspinul amorului, nici de a ei talie mlădioasă. Netăgăduit este că eu slăvesc pe toate femeile tinere și cinstesc pe bătrâne în amintirea trecutei lor frumuseți. Dar, cu toată plecăciunea, rog pe damele care nu vor avea o talie frumoasă să mă ierte dacă le prefer pe cele înalte și subțiri. Asta este o greșeală de care e vinovat costul meu. Doamna B. mă primi cu un zâmbet încântător și, văzând negura de gelozie ce se răspândise pe fața mea într-o videre a unui tânăr ofițer de lăncer ce vorbea cu dânsa, îmi zise... Îți recomand pe domnul Arsenie Timofeevici J. Oh, noi ne cunoaștem, am răspuns, zâmbind cu silă către rus. Bonjour, mon cher. Te știam la hotin. Ieri nu mai am venit și mâine mă duc. Cum? Așa de grabă ne lași? Am adaus, încrețând fruntea și rădicând sprâncenele, ca să-mi dau un aer măhnit. Slujba o cere, slujba militărească are mai multe neplăceri decât mulțămiri? Și mai vârtos în vreme de război. Pururi în buza tunului, silița buivaca sub un cort care nu vă poate apăra de nestatornicia văzduhului, meniți poate a muri departe de ai voștri, fără altă petrecere decât ceaiul și stosul. A, războiul e cea mai mare plăcere a vitejilor, urmă el cu un aer fanfarotic. Dar pacea? Pacea e nesuferită. A ședea fără treabă într-o cetate, în unui bătrân comandant plin de reumatismuri și de decorații. V-ați afundat în strategie, domnilor, zise doamna B. Și nu luați seama că alergătorii au să plece. Ofițerul ne lăsă. De mult venise în cerul acesta? Am întrebat. N-ai nicio grijă, îmi răspunse doamna B, râzând. Îmi vorbea de fortificațiile cetății hotinului. Nu știu să cât m-am mulțumit întâlnirea voastră. Făceam o comparație între voi când vorbeați tu atât de negru, el atât de alb. Era un contrast de minune. Văd că comparația nu mi era în favor. O, oh, ești nesuferit, taci! Iată domnul R., unul din judecătorii câmpului, judge de camp. Domnul R ne spuse că se va da semnalul alergării, îndată ce se vor cântări concurenții. Cum? am întrebat. Toți se cântăresc cu acel ce se socoate a fi mai greu și celor mai ușor li se pune plumb pe șea, până ce sunt toți de potrivă grei. Asta e nedrept. Dacă natura m-a făcut ușor, pentru ce să mă îngreuie cât un gros oman ce trage poate 800 de litre? Așa e regula. Care să coți că va lua premiul? Întrebă doamna B pe judecătorul de câmp. Precum gândesc, Meleli va câștiga, că ce bun călăreț." Care e Meleli?" am zis. Acel mic, acolo, cu un strai unguresc larg, încât pare că e de împrumut." Slabă nădejde," am urmat, căci nu are nici cum aer călăresc." Să-l vedeți pe cal, veți judeca altfel." Dar aud chemându-mă, mă iertați, vă rog." Judecătorul alergă și, găsind toate formalitățile împlinite, dete semnalul strigând, Ale!" Alergătorii plecare ca săgeata. Mă uit la vara dumnitale, îmi zise doamna B, și simțesc o nespusă compătimire pentru soarta ei. Atât de tânără și atât de nenorocită, abia a început să-i dulcețile unei căsătorii potrivite cu un tăiul ei bărbat, colonelul D, tânăr, frumos, viteaz, și moartea al seceră sub zidurile silistrei. Acum, acest al doilea, o, oh, îl iubește, nu mă îndoiesc, căci domnul Ipolit merită a fi iubit, dar ce amar trebuie să fie în sufletul lui și câtă jale în inima soției sale, care seamănă Antigonei sprijinind pe Edip. Cu deosebire că acest vestit rege a Tebei era bătrân și domnul Ipolit este încă în floarea juneței. Vai de el, cu atâta e mai detânguit, pentru că în vrâsta înfocată a tinerelor simțiri, Viața ei s-a făcut o povară dureroasă. În adevăr, am luat seama că nu vede bine, dar asta poate fi o boală trecătoare. Nici de cum. E desăvârșit orb. În zadar sau silicei mai iscusiți doctorii ai Petersburgului și ai Odesei. Nu l-au putut folosi, ci mai vârtos, pe lângă deznădejduirea de a se vedea vindecat, de care pătimi moralul său, Fizicul lui suferi într-atât încât pare că e un bătrân trecut. Oh, Dumnezeule! Blăstemul Olghii se împlini. Zgomotul gloatei ne curmă vorba. Alergătorii veneau. 12 concurenți porcese sără și numai cinci se întrunau. Curând și din aceștia mai rămaseră trei. Doi rivali era acum. Un armăsar negru și o ia păsură. Calul era mic de trup dar plin de foc. Picioarele erau atât de delicate încât păreau că numai decât or să se frângă. Pe dânsul era Meleli. El sta fipt pe șea și atât de neclintit încât omul și dobitocul semănau un trup, un centaur. Calul era numai spumă, mușchii se să ca coarda unui arc și aburi groși ieșeau din el. Fruntea călărețului și roia de sudoare, el legase frâiele pe oblâncul șelei și se ținea de coama cursierului ia pasură, pe care o încăleca un jochei a nu știu cărui domn, era mai mare decât armasarul. Trupul ei lungăreț o arăta că e fugariță, întinsese capul înainte, urechile le lăsase pe spate și, alergând alături cu dânsul, șuieratul largilor ei nări era ca boldul unui pinten pentru armăsarul, care atunci și mai tare se răpezea la fugă, însă ea nu-i da pasul. Amândoi erau acum la sute de pași țintă, când meleli înfipse am pinte în coastele armasarului. Un sânge purpuriu văpsi pielea lui Lucie ca atlazul și negru ca pana corbului. Rânchezând de durere, se răsuflă sfărăind strașnic. Zborli unduioasa coamă și, aruncându-se în zece copce, ajunse ținta, nobilul dobitoc. Îndată îl urmă și iapa. Hura! strigă gloata, bătând din palme. Meleli primi vasul de argint pe care era săpate armăturile Besarabiei. Armăturile aceste sunt capul zimbrului moldav, ținând în coarnele sale, pajora împărătească și aripile întinse. Întovorășit de jandarmi și de toți privitorii, cu muzică înainte sunând marș, Meleli intră în oraș. Astă intrare triumfală se pomenește și se va pomeni multă vreme în capitala Besarabiei, precum se pomeneau la Roma triumfele lui Cezar, August și celelalte. Ce olgă, doamna mea? Și ce blăstem? am întrebat. Asta e o lungă și tristă istorie, pe care îți voi spune o de seară, îmi zise doamna B, suindu-se în trăsură. Rădicând storile, îmi zâmbi, făcându-mi un semn de adio cu buchetul de flori ce avea în mână. Ochii mei au urmat careta până ce au pierdut-o din vedere. Seara am alergat la doamna B, pe care am găsit-o singură, așteptându-mă. Iată ce-mi spusă. Post scriptum Istoria unei femei, spusă de o femeie, are un farmec deosebit. Copiez din albumul meu chiar spunerea doamnei B, încredințat fiind că cetitorul îmi va rămânea mulțămitor. 2. Olga Sunt acum câțiva ani de când trăia în orașul nostru o tânără damă. Nimeni nu o știa de unde este și cine este. Unii spuneau că e văduva unui nobil polon ce pierise la Ostrolenko. Alții adevereau că bărbatul său, pe care însă nu-l cunoșteau, are procesuri ce îl țin în Petersburg. Alții că e o vânturătoare ce cutreieră lumea pentru plăcerile ei. În sfârșit, acei mai rezonabili judecau că ea trebuie să fie vreo nenorocită păcătoasă care venise să se spăsească în urâtul monotoniei Chișinăului. În scurt, aceea ce se aflase mai sigur pentru dânsa era că se numea Olga și era poloneză. Olga viețuia foarte retirată. Rare ori o putea vedea cineva la grădina împărătească, cetind sub umbra unui tei. Mi s-a întâmplat să o văd odată și nu o poți uita nici acum. Închipuiește-ți una din acele femei care slujesc de îndreptare naturei pentru toate slutele ce a făcut din greșeală. Figură nobilă și melancolică, niște sprincene pe care penelul nu le-ar fi încordat cu atâta delicateță, încoronau ochii ei negri ca mura, cu căutătură tânjitoare. Albeața feței și agrumazilor ei, pe care fluturau lungi repantiri, picioarele ei ce părea că se joacă în niște mici pantofi, talia sa care avea acea disinvoltura cu care natura înzestrează pe femeile de miază zi. Într-un cuvânt, oricare din aceste frumuseți în parte ar fi fost de ajuns ca să deștepte un sentiment de mirare sau un fior de amor. Ea să părea nu avea mai mult de 20 de ani, dar câte suferiri au trebuit să aibă acei fatali ani, de vreme ce șterseseră roza de pe crin și înneguraseră o așa îngerească frunte. Văzându-ne mergând spre ea, trecu în altă aleie și se făcu nevăzută. În adevăr, am zis domnului Ipolit, care îmi da brațul, dama necunoscută nu se pare ați fi compatriotă, brunetă și poloneză. Printre garoafele albe, de multe ori crește câte una de alt color, îmi răspunse Răspunsul este poetic, dar asta sărmană garofă se vede foarte suferindă. Și zău, eu de aș fi în locul dumnitale, aș căuta să o mângăi, măcar pentru dragostea nației. Dumnitale ți este lesne a vorbi cu așa ușor ton. Dumneata n-ai iubit, nici ai să iubești vreodată. Pentru că te-ai deprins a socotii amorul o zabavă, nimic mai mult. Cât pentru mine, mă cutremur la singura idee de a iubi, pentru că cunosc urmările acestei grozave patimi. Ah, mă spari!" am strigat. Și de vreme ce este așa, iată, făgăduiesc a nu iubi niciodată." Expresie luată de doamna B. de la Balzac. Și ai putut lua o asemenea sumeață hotărâre?" am curmat eu. O, să dai seamă dacă am călcat-o," răspunsă ea, tinzându-mi mâna. Eram fericit. După puțin, doamna be urmă. Ajungând în capătul aleei, ne-am pus pe o canapea de brazde. Domnul Ipolit găsi niște tăbliți căzute lângă un copac. Negreșit că Olga le pierduse. A, am zis, iată aceea ce ne va lămuri asupra misterioasei doamne. Luai tăblițele, le deschisei Et pintre multele versus și notele On se garait instant de la vie, aussitôt une pente inévitable nous entraîne et nous perd on tombe en forme dans les gouffres, et l'on se réveille épouvanté de se trouver couvert de crimes avec un cœur né pour la vertu. Pe alte Oki les Acompaniate il core che di vostru falir morte sostiene. Mai înainte, vergessen Sie nicht das zwischen Brautkuss das gespenst einer Selbstmörderin stürzen wird. Russo, Petrarc, Schiller, ce mozaic de poeți, am zis. Precum văd, doamna Olga e o poliglotă, și nu sfătuiesc pe cine n-a fi cetit pe acești autori să-i facă curte. Dacă asta, Ginga și Luiză caută vreun Ferdinand, negreșit că nu-l va găsi la Chișinău? Ipolit nu m asculta, dedat fiind cu totul a cele scrise în tăbliți. Amândoi păzeam tăcere, gândind el la Olga, eu la toaleta pentru balul de la club. Oare va veni la bal? Am întrebat după puțin. Nu știu. Dumneata să vei fi. Poate. Oh, tăblițile astea ți-au luat mințile! Uitasem și Olga și tăbliți, când, după vreo două luni, am întâlnit pe Ipolit la primblare. Trebuie însă să știi că sau în demnul meu, de care mă voi căi toată viața, sau acele fatale tăbliți au fost născut un prieteșug între Olga și Ipolit. Prieteșug ce se schimbase în cel mai înflăcărat amor. Toată lumea zicea că el o iubește și că este hotărât a o lua, mai ales că acum și locuiau împreună. Însă ea părea că încă mai mult se retrăsese din lume. Îți cer o mie de iertări, îmi zise el, apropiindu-se. Este o mulțime de vreme de când n-am venit la dumneata. Pricina? Pricina e frumoasa poloneză, am curmat râzând. Și vreau să o iert, căci mi-a răpit un prieten, de vreme ce a izbutit a domolii o inimă sălbatică. Adevărat, îmi răspunse, nu tăgăduiesc că Olga mă iubește cu toată frenezia amorului. Asemenea, o iubeam și eu la început. Dar acum îți mărturisesc că nu mai simt acel foc, acea beție. Amorul meu se prefăcu în compătimire. Olga e minunată, e un înger, dar pururea tristă, pururea plânsă, Mă teme, mă chinuiește, îmi scoate sufletul cu atâta dragoste. Eu o iubesc acum mai mult de milă. A? Ah, ești o fiară, domnule! Tânguiește-mă, doamna mea, și nu mă osândi. Simt, cunosc, văd că sunt un vinovat nevretnic de iubirea ei. Dar ce vrei? Suferințile ce le-am tras de la sexul dumneavoastră mi-au stricat inima, au deportat o din cararea mea cea înflorită pe care o visează o inimă de 20 de ani. Eu am acum 32 de ani și am cercat prea multe chinuri. Pururi a vândut de femeile care îmi jurau în tânăr și vecinic amor și apoi mă părăseau lepădându-mă ca pe o modă veche, fără măcar a cugeta că prin aceasta o o ființă omenească. Am sfârșit prin a le cunoaște și a le prețui pentru ceea ce sunt niște draci frumoși lăsați pentru a ne chinui. Mulțumesc de compliment, am zis. Iartă-mă, doamna mea, și îți rezic, jălește-mă și nu mă o sândi. Dar dacă ai o inimă așa stricată, am adaos, dacă nu ești în stare să o iubești precât te iubește, pentru ce nu te dăstăinuiești ei? Pentru ce o îmbrâncești, jucându-te în râpa pierirei? Am cercat, doamna mea, dar ce pot face când singura idee e în stare să o moare? Amorul ei e exaltat, nobil, plin de foc, dar necăjicios. Nădejdea mi-e la vremea care vindecă toate. Sfârșind, mă lăsă ca să alerge înaintea unei tinere dame ce venea spre noi. Vara mea, colonela de, am zis eu. Ea însăși, îmi răspunse doamna B, Ipolit acum o iubea pe dânsa și uitase pe Olga. Ah, oameni, oameni înrăutățiți! Vedeți o biată femeie nevinovată, tânără, cu inima simplă și liniștită. O urmăriți, vă țineți ca niște duhuri necurate de ea, până ce, prin ademenirile voastre, o faceți de șcalcă datoriile sale de femeie. Uită virtutea, leapă de cinstea ca să se arunce în brațele voastre, și apoi spre răsplata tuturor acestor jertfe, o a zvârliți cu despreț, zicând, atâta e tot. Cruzi, nesimțitori, infami, nelegiuiți. Toată această frumoasă chiriele de epitete se adresa la mine. Am vrut să mă apăr. În adevăr, am zis râzând, cum de nu cade trăsnetul să ardă pe niște asemenea necredincioși. Râs, domnule, dar eu nu râd. Oh, ai un aer nestatornic care mă îngrozește. Ah, am strigat, luând un aer cât am putut de melodramatic. Poți să mă judeca astfel? Socotește că eu n-am încă treizeci ani și prin urmare sunt cinstit. De nu vrei să mă crezi? Vezi ce zice Balzac în Papa Gopsec. Balzac era autorul favorit al doamnei B, care, mulțămindu se de acest bun martur, îmi zâmbi, sorbind infuzia copăcelului de china din ceașca de vermei, și după puțin urmă. Ipolit iubea pe colonela D și uitase de Olga. Olga nu mai era acum pentru dânsul decât o supărare de care căuta vreun mijloc a scăpa. Nu doar că tăgăduiesc caracterul lui cinstit și nobil, din împotrivă, știind câtă delicateță are în suflet, nu l-o sândeam, ci îl jăleam și plângeam pe acea nenorocită femeie care abia o cunoșteam și care, jertfă unei crude fatalități, era silită abia un nou pahar de durere. Toată lumea vorbea că Ipolit a să ia pe colonela D. Pe mine însă inima nu mă lăsa a crede la atâta necredință. Îmi părea grozav am mi închipui amorul atât de nedrept, încât să voiască a strica el însuși lucrările lui. Într-o zi, aflându-mă singură acasă, îmi vestiră pe doamna Olga. Astă vizită îmi precinui mirare, căci, precum am zis, noi abia ne cunoșteam, deci, deși eram negata, am luat un șal și am primit-o. Pare că o văd. Nu era acum Olga aceea pe care cu cinci luni în urmă o văzusem atât de frumoasă, deși palidă, la grădină. Fața ei era atât de slabă, atât de schimbată. Pelița ei semăna cu batista subțire, fără pic de viață. O moarte se văstea în ochii ei scânteitori. Ar fi zis cineva o statuie de marmură ieșită din mâinile lui Canova. Am alergat înaintei, am luat-o de mână, mâna ei ardea, și am pus-o lângă mine. Ah, doamna mea!" îmi zise și glasul ei era înnecat de suspine. iartă cu zara mea! Oh, sunt foarte nenorocită!" Lacrimile îi umplură ochii. Liniștește-te, doamnă!" i-am răspuns. oh. Înțeleg. În adevăr, ești foarte nenorocită. Așa e că se însoară? strigă ea cu glas păriat, sculându-se. Așa e că mă lasă? Oh, Dumnezeul meu, îndurăte. De domnul Ipolit vorbești, doamnă? Zic ca să se însoare, dar nu cred că poate fi într-atâta de crud. Și în sfârșit, fiind aceasta, pentru ce să te mâhnești? Să vede că e nevretnic de amorul dumnitale. Un nestatornic se desprețuiește și se uită. Să-l uit, eu să-l uit pe Ipolit. Pe semne dumneata nu știi, doamnă, că el mi-a făgăduit un amor fără sfârșit? Pe semne dumneata n-a iubit, doamnă, nu știi ce venin este acesta? Oh, te fericesc dacă ești nesimțitoare. Vai mie, eu am cunoscut amorul, încă o dată am iubit și acel întâi amor m-a nenorocit. Acesta mă omoară. Voi muri negreșit. El era bucuria mea, sufletul meu. Și să mă lase? Căci, în adevăr, voiește a mă lăsa. oh, îl voi omorâ și pe el și pe soția lui. În furierea ei m-a îngrozit. Era de o frumuseță fioroasă, Astfel trebuie să fi fost Didona când se hotărâ să îngropa sub ruinele Catargei. M-am sculat. Te spariu, doamna mea, îmi zise după puțină tăcere. Iartă-mă! Când ai ști cât foc este în asta, ticăloasă inimă. E un vulcan pe care numai moartea îl va stinge. Știu că dumneata ești prietenă. Pentru aceea, după Dumnezeu, la dumneata mi-e nădejdea. Ajută-mă, doamnă! Scapă un suflet de la o sândă. Zi, fă, mijlocește să nu mă lase. Și ce pot sfaturile mele când lacrimile dumnitale nu folosesc? Am zis. Ah, când gândesc că ieri, nu mai departe, luă crucea și se jură pe sănătatea lui, pe viața lui, pe ochii lui că mă iubește și că va fi al meu. Oare Dumnezeu va suferi să se calce astfel jurămintele făcute în numele său? Oare trăsnitele ceriului s-au stins? Pentru că și s-a jurat, Doamnă, în mii de rânduri. Eu însă mă temeam de amorul lui. De câte ori îmi spunea că mă iubește, vorba asta mă împlea de fiori. O presimțire amară îmi zicea că omul acesta, care îl vedeam jurându-se pe ochii lui dinaintea icoanei și luând martură dumnezeirea cu atâta ușurătate, este un trădător. Lacrimile ce vărsa la genunchii mei mă spăriau, Inima îmi spunea că sunt minciunoase. Și însă, ființă ticăloasă ce sunt, adormeam pe nădejdea făgăduințelor lui. Visam fericire, în brațele ce erau să mă vândă. Ah, căci nu mi-a curmat moartea zilele în ceasurile acele. Aș fi murit norocită și n-aș fi silită acum al blăstema și a plânge. Și roaie de lacrimi curgeau din frumoșii ei ochi. Un tânăr om de ar fi văzut-o atunci, negreșit că nu s-ar fi stânjinit cât de puțin a înjunghia pe nelegiuitul ce o adusese în starea aceasta. Cât pentru mine, neștiind cum să o mângăi, am început și eu a plânge. Ia urmă, hotărâsem să mă duc la rivala mea, să-i spun nelegiuirea omului căruiva să-și încredințeze soarta. Nu o cunosc, dar aud că e o femeie tânără, bună, simțitoare. Poate că s-ar fi îndurat de nenorocirea mea, Oh, i-aș fi spălat picioarele cu lacrimi și ar fi trebuit să calce peste trupul meu ca să se ducă cu una cu el. Dar în minuta când voiam a mă duce, puterile m-au lăsat. Neștiind ce să mai fac, am hotărât să viu la dumneata. Știu că el te stimă, știu că ți-e prieten, dumnitale le ți ți-e milă de mine, dumneata ești bună, plângi. Fie-ți milă de o nenorocită. Scapă-mă, doamna mea, mântuiește-mă și biata femeie îngenunchease dinaintea mea și îmi săruta mâinile fără să poată articula un singur cuvânt de greutatea suspinelor. Eu plângeam ca și ea și cine ne-ar fi văzut în momentul acela n-ar fi putut deosebi care e mai nenorocită, Olga sau eu. M-am pus la scriitoriul meu și am scris lui Ipolit ca îndată să vie la mine. Am sunat. O slugă intră cu un bilet în mână. Du acest răvaș la domnul Ipolit P., i-am zis, să-l găsești numai decât. Domnul Ipolit e la doamna colonelă D., îmi răspunse. O slugă de acolo a adus acest bilet. Adă, am zis, dar Olga îl luase mai înainte. O văzui tremurând când cetea. Deodată, țipând strașnic, scăpă biletul și ieși repede. În bilet scria, Doamna B este rugată să binevoiască a veni la cinci ceasuri de seară la Biserica Catedrală spre a asista la cununia domnului Ipolit P. cu doamna colonela D. Ceasornicul arăta patru. Abia aveam vreme am face toaleta. Toată nobilimea era la biserică când am intrat. M-am pus la un loc de unde puteam privi pe miri. Gălbinea la firească a lui Ipolit se făcuse mai grozavă la lumina făcliilor de ceară și sudoarea roura melancolică a lui frunte. Se cunoștea că se lupta în sine mustrarea cugetului și presimțirea. Din împotrivă, câtă senineță pe fața tinerei lui soții, câtă bucurie, câte nădejdi de fericire. Ceremonia se sfârșise, toți fericitau pe tinerii soți, gătindu-se a-i întovărăși acasă. În momentul acela, văzui pe polițmaestru că veni de afară cu grabă și vorbi cu doctorul S, care ședea lângă mine. Ce este?" l-am întrebat. Nimic," răspunse cu o barbară flegmă. O femeie s-a otrăvit și ieși îndată cu doctorul. Cuvintele lui Schiller, cele citise cetisem în tăblițele Olgăi, îmi veniră în minte. Nu uitați că între sărutul însoțirei voastre se va pune fantomul acelei ce s-a ucis din pricina voastră." O greutate îmi apăsa inima, un nor amețitor veni și se puse pe ochii mei. Mi se părea că biserica se învârtește cu mine și niște luciri scânteioase umblau împrejurul meu. Simțind picioarele-mi slăbind, am închis ochii și m-am țintit de strană ca să nu cad. Nu știu cât ținu asta fantasmagorie, căci, când m-am deșteptat, eram singură în biserică. Tremurând și cuprinsă de spaimă, am ieșit. Sosind acasă, slugile îmi spuseră că poliți maestrul și cu doctorul S mă căutaseră, și că ei veneau de la Olga, pe care, când ajunseseră, au fost găsit-o moartă. Abia trecuseră patru luni de la însurarea lui Ipolit de la moartea Olgăi și el se bolnăvi de ochi. Curând i-au lipsit viderile și blăstemul Olgăi se împlini. Acum e de tot orb. Simțirea nenorocirei lui, mustrarea cugetului, pomenirea păcatului său i-au atacat sănătatea, și în vârsta de 35 de ani, așteaptă și dorește moartea ca o fericire. Iată-i sprăvile dumneavoastră, domnule! Ah, ferice cine nu iubește și nu simte! Doamna Beoftă, eu nu mai râdeam. 3. Tristeță Vind la birtul unde găzduiam am găsit un mare pachet cu scrisori de la Iași. Toate îmi vesteau câte o supărare. Una, un proces, alta, nici vești politice măhnicioase. În sfârșit, una mai mică îmi spunea că mă așteaptă, că mă iubește, că mă dorește. Asta era o frumoasă fată care credea că o iubesc. Nu, nu te iubesc, sărmană copilă. De ți-am și spus-o, am mințit, am vrut poate să te înșel ca un ticălos, nu, nu sunt eu vretnic de amorul tău. De te-aș fi iubit, n-aș dea ferecat în lanțele doamnei B, femeia asta neînțeleasă, care îmi spune că mă iubește ca și cum ar întreba ce mai fac. Veselă, zburdate că, judecând amorul o trecere de vreme, făgăduindu-mi o vecinică dragoste și întrebându-mă când mă întorc la Iași. Nu, eu nu voi să fiu iubit astfel. Voi o femeie cu ochii plângi, cu fața măhnită, care să mă teamă, să mă iubească și să moară cum a murit Olga. Și însă, merit eu are un asemenea amor? Eu, care tot focul amorului tânăr, tot delirul juneței cei mai înflorite, le-am cheltuit în adimenirile unei cochete. În adevăr, numai un amor poate avea cineva, și acela numai nu se uită. Aceasta este o loterie a inimei. Dacă un tânăr întâlnește o inimă simplă și nevinovată, el este ferice. Inima lui fragedă și curată ia o opinie încântătoare pentru amor. Iar de se face partea unui suflet fațarnic și trădător, atunci pierde toată iluzia și, în locul fericirei, capătă pismă și împietrire. O, oh, când ar voi femeile să știe ce înaltă solie au primit de la cer, când ar voie să știe că sunt lăsate ca să ne păzească de rău, să ne îndure inima, să facă fericirea vieții noastre, fără îndoială că iubirea lor n-ar ținea numai până ce se usucă sărutul nostru de pe buzile lor. Eu totdeauna am gândit că îngerul păzitor pe care Providența l-a dat fiecărui om nu este decât femeia căria el a jertfit amorul său. Și însă. Pentru ce lasă ele a intra într-o inimă plină de iubire, îndoiala și ura? O, nu sunt eu vinovat, sărmană copilă, dacă nu te iubesc precum meriți. De seamă grozavele ființi ce mi-au stricat inima. Voiești a fi iubită? Găsește vreun înger, precum ești tu. Sluga mea intră cu un bilet. Aceasta era o poftire la prânz pe a doua zi de la domnul Ipolit, Răvașul era scris de soția lui. De desubt scria, vom fi numai noi. Mă invită la masă. Și ce figură eram să fac eu, privindu-i starea, după cele ce-mi spusese doamna B? Să văd un om lipsit de simțul cel mai scump, care este într-o vecinică noapte, pentru care soarele n-are raze, nici câmpul flori? Un om care iubește cu tinereță pe gingașa lui soție și însă nu o poate vedea? Și ea, oborâtă sub apăsarea soartei, privind pe acest bărbat fără să poată afla un cuvânt cu care să-l poată mângăia și gândind la cel mai întâi pre care moartea i l-a luat. Văduvă de doi bărbați, Ipolit se putea să ca mort. La 21 de ani, în cea mai înflorită frumuseță. Am răspuns cerându-mi iertare și pretextând o pricină însemnătoare. Mă simțeam foarte trist. Voiam să plâng și nu puteam, am deschis fereastra. Ceriul era turburat. Nori groși se primblau ca niște munți pe el, lăsând în urma lor o ceață cenușie. Luna se ascunsese. Câteva stele pribage se iveau unde și unde printre nori. Vedeam orașul adormit, desfășurându-se sub mine ca o mare umbră. Liniștea domnea pretutindeni. Numai inima mea era turburată. Curând, un vis deștept îmi înfățășoară toate întâmplările vieții mele, de la 17 ani, când am pierdut pretatel meu, când am rămas singur în lume, și până la 28. Gândeam la maica mea, pe care abia o cunoscusem, gândeam la valurile ce mă cuprinseseră în lume, gândeam la toate cele ființe pe care le iubisem, de la cocheta pe care o iubisem întâi, până la copila care îmi scria, până la doamna B precare care o iubeam acum. Mi se părea că le văd pe toate trecând pe dinainte mi frumoase, vesele, triste, plânse, răzânde. Tunetul vuia în depărtare. Cerul acum se învălea cu o haină posomorâtă. Stelele piereau pe rând. De aș fi fost poet, aș fi privit cu plăcere această scenă a naturei, dar temperatura a avut pur rea o deosebită influență asupra fizicului meu. Un soare frumos, o noapte senină mă înveselește. Din împotrivă, o vreme urâtă mă întristează. În adevăr, gândeam, dacă englezii au tot asemenea vreme, au dreptate să se sinucidă. Ce vifor se gătește! Stelele strălucesc de o mai vie lumină. Spun că, de câte ori moare un om, Sufletul lui merge deși a loc între stele. Oare care va fi steaua Olgăi? Poate că ca acea care e acolo în capăt. Mă uitam la ursa mică. Domnule, îmi zise sluga, trăgându-mă de haină. Gazda întreabă de nu vrea cina. Nu vreau, am răspuns. Domnule, să închid fereastra. Vremea e turbure, curând a să tune. Și apoi? Știu că, dumnitale nu-ți place tunetul. Așa este. Când e aproape și când trăsnește. Dar când vuiește în depărtare, îmi place. O, cum fulgeră de strașnic, adăugă blăstematul. Groaznice tunete o să avem. Trebuie să trăsnească undeva. Acest, din urmă argument m-a făcut să mă trag de la fereastră. Într-un îndumă, văzui pe gazdă cu șervetul pe mână. Dacă domnul va să cineze, îmi zise el, i-am gătit un olodnoa minunat, blinei cu icre fierte în unt și... Singur numele bucatelor era de ajuns ca să-mi taie apetitul. Gazda mea era un moșneac ca la 65 de ani, scurt și gros. În junia sa se vede că fusese balan, căci ochii lui avea încă o ușoară văpsea de alb-albastru. Fața lui roșie ca morcovul și fruntea fără nicio zbârcitură arăta că pentru el viața n-a zile negre. De mult ești însurat, moșule?" l-am întrebat. De 40 de ani." Ai copii?" Trei băieți și o fată." Și unde sunt?" Doi slujesc în oaste, cel mai mic e pisar, și fata mea trăiește la tulcin." O, oh, Sasha mea!" Sasha? Ceva să zică Sasha?" Ivan, sluga mea, îmi răspunse că e diminutivul din Alexandra. Sasha mea, urmă moșneagul, e damă mare, am măritată după un cinovnic de la Tulcin. Barbatul său este Guberski secretar. Să o vezi, domnule, aceea e femeie, mai înaltă cu două palme decât mine. Seamănă bunului său, care a fost grenadir, și groasă cât mine, și apoi frumoasă, Roșie ca un bujor. Numai când era mică, a căzut din scrinciob, și de atunci e cam șchioapă. Vărsatul a stricat-o puțin și i s-a scurs un ochi. Și învățată, domnule, ca un diac. Scrie, cetește, groznic. Când a fost asta primăvară la mine, mi-a lăsat niște cărți foarte frumoase. Păcat că nu știu a citi. Trimite-mi-le să le văd, am zis. Acesta era Florian, tradus rusește. Cetește tu și eu o voi asculta, am zis lui Ivan. El începu. După ce alergă de la o turmă la alta, ca să se gudure la Elicio și la Galatea, câinele începe a alerga prin măgură și se ia după un ied sălbatec. Iedul fuge și trece lângă păstorițe, deschide în alt loc. Estela se roșii uitându-se la maică sa. Margareta îi dă voie să primească prezentul și păstorița stă încă nehotărâtă. La urmă, cu o mână tremurândă, apucă cordela verde, care era în grumazii berbecului. E, dă pace cu păstorițele și cu berbecii cu cordele verzi. Văzând că pastoralele domnului Florian nu-mi pot împrăștia melancolia, m-am culcat. Însă de-abia apucase să mă adormi și un vis fantastic veni și-și puse asupra mi negrele sale aripi. Părea că mă aflam într-un mare salon, îmbrăcat în doliu, unde ardeau două mari policandele, cu lumânări de ceară galbenă. Olga dormea culcată pe o canapea. Ipolito privea stând la capul ei. Doamna B se gătea la oglindă, fredonând aria din vodevilul rusesc, cozacă stihotvoreță. Prin salon se primblau oi cu cordele verzi la gât și Sasha sărea, șchiopătând și strâmbându-mă. Nu știu cât ținu acest popuri de vedenii, căci când am deschis ochii, era ziua mare. Patru. Câteva răvașe Era câteva luni de când mă întrunasem la Iași. Vârtejul societății, procesuri, intrigile politice mă cuprinseseră într-atât, încât, aflând minută de răgaz, am fugit la țară, însă acolo singurătatea, aerul curat, privirea naturei, deșteptară în inima mea suvenirea doamnei B. În zadar căutam a scăpat de prigonirea acestui amor atât de înflorit. El se ținea de mine și mă făcea a cerca toate chinurile despărțirei. De mă duceam la vânat, mi se părea că răsunetul pușcii mele trece prutul și merge de moare la ușa doamnei B. De voiam să cetesc? Doi ochi frumoși se puneau dinaintea literelor și în orice fras găseam o expresie a doamnei B. Nemai putându-mă lupta, am scris să-mi vie pasportul. Am lepădat toate romanțele și m-am apucat de citit pre Tucidid și pre Xenofon. Dumnezeu să mă ierte și pre mine și pre acești vestiți limbuți autori. Neideat în strategie, n-am putut prețui nici frumoasa retiradă a celor zece mii nici războaiele peloponisiace. Aruncam cărțile și mă duceam de priveam prutul cum curge și fericeam pe cazacul cu barba lungă de la pichetul din cea parte. Îmi era drag cazacul. A nu era și el de acolo de unde era doamna B? Afla multă poezie în nasul lui turtit și ochii mici și multă armonie în strigătul lui monoton. Cto idiot? Xenofon și Tucidid se duseseră pe urma lui Balzac și a lui Walter Scott. Îmi mărginisem cetirea numai în amoroasele răvașe a doamnei B. Fără îndoială, ziceam, acesta este limbajul adevăratului amor, laconic și înfocat. Doamna de Sevigné și Ninon de Lonclo niciodată n-au putut scrie astfel. Ah, cât mai a iubit de strașnic! Și eu care socoteam că e o cochetă și Ivan îmi curmă monologul. El îmi aducea pasportul și două scrisori cu timbrul Chișinăului. Cunoscui pe adresa unui slova doamnei B. Tremurând de fericire, am deschis-o. Iată ce-mi scria. Prietenul meu, sunt foarte nenorocită. Aud că te gătești să vii iar în Basarabia și nu știi cât m-a supărat vestea aceasta. Începutul era original. Te-ai fost dus, Gândeam că mă vei fi uitat. Ah, cât ai ști cât te-am iubit, dar acum nu te mai iubesc. Iartă sinceritatea mea, dar când ai ști cât sunt de nenorocită. De când te-ai dus, toate nefericirile m-au împresurat. Am pierdut pre Bibi. Închipuiește-ți că se vede că-i dasă supa fierbinte sau cine știe ce. Pe la miezul nopții aud un grozav hârcăit pe canapeluța unde el dormea. Sar din așternut. Ce să văd? Bietul Bibi era în spasmele agoniei. O, oh, nu-ți poți face o idee ce am cercat. O, oh, să-l fi văzut cum mă privea cu ochii lăcrimători, cum se vârcolea în brațele mele. Am sculat toată casa. Am trimis după doctor, dar săracul era în cele de pe urmă minute. Nemai știind ce să fac, i-am turnat pe gât câteva linguriți de apă de colonia. Sărmanul, sărmanul! Trebuia să-l vezi cum urla, cum se zbuciuma. Oh, grozave minute pe care în veci nu le voi uita! Când a venit doctorul, îl găsim mort și pre mine leșinată. Lacrimile mă opresc pe a-ți mai scrie, dar te rog încă o dată, de vei veni în Basarabia să te faci că nici nu mă cunoști, când ai ști cât sunt de nenorocită. Post scriptum: Rupe scrisoarea aceasta. Am scăpat scrisoarea din mână și am deschis spre cealaltă. Prietenul meu, tu mă întrebi atâte lucruri deodată, când nu știu la care să răspund mai întâi. Văd însă că începi cu doamna B și sfârșești cu doamna B. Așadar, de dânsa îți voi vorbi, căci pentru celelalte interese nu-ți prea bați capul și ai dreptate. Pentru că știi că m-ai lăsat în locul tău și nu te îndoiești de sârguința mea, de vreme ce mulțămirea mea o cunoști, că e să mă tăvălesc prin presuți, tribunaluri, și cu venirea ta, care cred că va fi în curând, te vei încredința că prietenul tău a făcut pentru tine mai mult decât tine, pentru că predânsul, amorul nu-l de nas după doamna B. Tu îmi scrii să te înștiințezi ce face, cum suferă depărtarea ta și dacă durerea i s-a mai alinat, să rămâne prietene, mie jale de tine, căci tu ești făcut a fi cât vei trăi înșelat de femei. Mângăie-te, simțitorule Werther! Charlotte ta nici a murit, nici s-a înjunghiat, nici și-a făcut seamă, nici s-a îmbolnăvit, decât numai când i-a murit cățelușul. Ci, din potrivă, a doua zi s-a aruncat în brațele unui tânăr ofițer de lănceri. Fecior, dăm șipul cu o de colon. N-avem aici la țară o de colon. Dăm ceva, dăm-i un pahar de apă cu gheață. S-a aruncat în brațele unui tânăr ofițer de lănceri. Tu îl cunoști. Leitenantul Arsenie Timofeevici J. Îți aduce aminte cum râdeam de dânsul că șede ca o fată mare cu ochii plecați și când vorbește cu femeile tremură? Adevărat, nu e nicio asemănare între voi amândoi. Capul tău e de poet și al lui de oștean. Și el te numea Ucionaia Golova. Tu de când ești nu te-ai îngrijit de toaletă. În vreme ce Arsenie Timofeevici, balan mai mult decât toți balanii, e frumos în felul lui. Și e în stare a se bolnăvi dacă ar vedea că un fir de păr dintr-un favorit e mai lung decât celălalt. Aceea însă în care te întrece, prietenul meu, și cu care te-a gătit, este danțul. Închipuiește-ți că el este cel întâi mazorist din toată noua Rusie și tu cunoști slăbiciunea doamnei B într-o aceasta. Tu, sărmane filosof, nu poți face o singură antreșa. Stângăcia ta e nespusă. Ascultă, dar, cum s-a legat acest amor. Știi că ne găteam să dăm un bal bunului nostru guvernator. Balul a fost a doua zi după purcederea ta. Deși n-am mire în adunările zgomotoase unde se domnește eticheta, aveam curiozitatea să văd pre doamna B și să studiez soarta ta în ochii ei, pre care tu îi asemănai cu viorele înrourate și cu câte alte acele nu tăgăduiesc că în seara aceea ea era de minune. Avea un aer așa de dulce, așa de încântător, așa non soche. Un aer care zicea, iubiți-mă, nu mă lăsați să mă prăpădesc. Damele îl șopteau și se ghionteau. Tinerii o priveau cu amor și înfocare, zicându-și între ei, cât e de frumoasă. Se începu mazurca. Doamna B începea cu lăncerul. Ce să-ți mai spun, era în elementul ei și, fiindcă știu că-ți place stilul poetic, o voi asemăna cu Atalanta alergând pe luciul valurilor. Însul guvernatorul se sculă de la cărți și veni să o privească. Rușii striga, prevoșodno, moldovenii minunat. Pe lângă ea, toate celelalte femei erau slute. Asta nu e puțin când o zice o gură indiferentă, mai ales când știi că la noi sunt multe frumoșele toată seara n-a vorbit decât cu Arsenie Timofeevici, n-a văzut decât pre Arsenie Timofeevici, n-a dansat decât cu Arsenie Timofeevici, numai eu unul am făcut un tur de valț cu dânsa, eu care n-am dansat de patru ani. În învârtirea valțului am pomenit numele tău. Gâcește ce mi-a spus. Nu-l văd la bal. A, ah, uitasem că s-a dus. Cum îți pare, prietene, răspunsul e de minune. În scurt, ce să-ți mai prelungesc? Tu ești uitat. Uitat ca cum n-ai mai fi fost. Lăncerul șede toată ziua la ea. Dar băiatul nu e așa de prost cât seamănă. Mi-a arătat ieri un răvaș de la dânsa. Iată ce-i scria. Mă învinovățești nedrept. Nu, nu l-am iubit pre el. Acel el ești tu. Gândul meu era tot la tine de când te-am văzut la alergarea de cai. O, oh, te iubesc, dușinca! mă jur preochii acești care zici că îți plac, și celelalte, și celelalte. Ticăloasa! Se jura preochi, nu gândea la Ipolit. Rusul însă nu iubește și cocheta face pe nevinovata. Să vezi că ți-a făcut de bisericoasă, și de toată ziua închisă, nu merge numai la biserică și la paradă. Adio și celelalte. Trebuie să aibă cineva 26 ani și să iubească cum iubeam eu, ca să simtă ceea ce am simțit. În scrisoare mai era un postscriptum. După o îndelungată suferire, în sfârșit, Ipolit a murit. Hârtia am căzut din mâini și ochii mi se umplură de lacrimi, aducându-mi aminte de nenorocita mea rudă. Apoi, în ciuda și necazul ce aveam asupra doamnei B., mi-am adus aminte că babele la noi gonesc prenecuratul afumând pene prin casă. Am cerut o cățuie și foarfeci. Am tăiat fără scrisoarea și răvășelele viclenei și le-am pus pe cu din cățuie. Privind fumul ce se ridica și apoi pierea cum pierise amorul ei, am zis slugii mele să se ducă și să fume o daia cu hârtiile aceste. El mă privea cu ochii holbați. Ai auzit? Bine. Apoi?" Apoi să zici să-mi înșale îndată calul și să te gătești să mergi cu mine. Unde? La călugărie. Ivan se depărtă clătinând din cap. Negreșit că mă socotea nebun. Așteptând calul, m-am dus la malul prutului. Cazacul, cunoscându-mă, mă salută. O, oh, cât mi-a părut el de slut! Eu m-am pus pe țărm și, sfârșind pasportul, aruncam bucățelele în apă, zicând Ce viclenie! Să mă uite pentru că nu mai sunt față, pentru că nu știu mazurca, pentru că nu port epolete, pentru că nu-s Să-mi zică fără pic de mustrare a cugetului că nu mă mai iubește, pre mine, care o iubeam ca sufletul. Să-mi spuie că pre bibi nu-l va uita în toată viața. Va să zică că mai mult iubea precățel? Bine zice prietenul meu că sunt oameni meniți a fi cât vor trăi înșalați de femei. În vremea aceasta, calul era gata. Îndată purcesei ca un duh de spaimă îmboldit de fierbințeala frigurilor și când mă deșteptai din amețeala mea, văzui calul numai spumă și coastele lui sângerate de pinteni. Ivane, unde suntem? Intrăm în Iași. Iată se întorc de la copou. Plecasem să mă duc la vreo hăstrie, să fug de lume și mă trezi în Iași. Însera, Abia voi vreme am schimbat hainele ca să nu scap reprezentația de la teatru. Se da Es un rev, 1836, august. N.B. Trecuseră 22 ani de când nu fusesem în Besarabia, când, în iarna trecută, guvernul nostru mă însărcină cu o misie la Chișinău, în sfârșit, eram să văd locuri dorite, rude, prieteni ce nu-i revăzusem de 22 ani. O viață de om. În călătorie, toate amintirile juniei se grămădeau în închipuirea mea. Și mi se părea să privesc pe Meleli Calare și pe doamna B, valsând cu ofițerul de lănceri. Era dimineață când am intrat în oraș. M-am dus la vechea mea gazdă, unde m-a aștepta cea întâi decepție. În locul moșneagului de la 1835, atât de roși și de vesel, mă întâmpină un neamț sarbăt și flegmatic, care cărmuia birtul. Luai un fiacru și vizitai orașul, pe care îl găsi sporit în mărime, de nu și în frumuseță. La urmă, mă hotărâi să mă duc la doamna B. Nu știu pentru ce, cum pusei acest gând, inima a început a mi se bate și simți o neliniște oarecare. Era aceasta oare o aducere a minte a vremii trecute? Nu cred. Se strecurase atâta timp, se petrecuseră atâte întâmplări, încât nu putea fi altă decât acea impresie a tinereței, care rămâne pururea în sufletul omului. O slugă mă anunță. Intrăi destul de uimit într-un salon unde mă aștepta o nouă decepție. Găsi o băbuță zbârcită, încungiurată de căței și de motani, care, după ce cu politeță mă invită lângă dânsa, îmi prezentă o priză de tabac. Niciodată n-aș fi găcit că bătrâna asta ce purta ochilari și priza de tabac era frumoasa doamna B, o dinioară fala Chișinăului. Cum, doamna mea? Porți ochilari? Ce, ai pleșuvit? Tragi tabac? Ți-au căzut dinții? Și celelalte, și celelalte. După o convorbire atât de prozaică, în care vreme ne uitam unul la altul, am sfârșit prin a râde noi însuși de noi și a ne mângăia de poznașele isprăvi a timpului. Am petrecut două săptămâni vesele în capitala Besarabiei, unde am găsit cea mai bună primire și cea mai cordială ospeție. 1857 mai Au mai pățit-o și alții. Nimic nu e mai urât decât orașul Iași pentru un călător străin, mai ales dacă nu are un nume cu D la început și e încurcat întrebi ce nu lasă a cultiva cunoștința locuitorilor semicivilizați din care se alcătuiește populația acestei capitale. Iar dacă voiajează ca un poet, ca un artist... Deci a avut norocirea fi colaboratorul vreunui vodevil monstruos ce s-a jucat la teatru Iașilor? Dacă numele i-a fost tipărit la coada vreunor versurele dintr-un keepsake sau în foiletonul jurnalului de deba, Ferice de el! Pretutindeni e bine primit, sărbătorit, prin și ospătat. Găsește plăcere în astea adunări semi-europenești, să deprinde a bea cafea turcească și a fuma dintr-un ciubuc lung. Bancă află multă poezie în forma șlicului și a hainelor lungi, numind vandalism lepădarea lor. În sfârșit, de este și tânăr și nu prea slut, apoi nu poate tăgădui că ulețile orașelor europenești, trase cu sfoara, au multă monotonie și obosesc vederea, în vreme ce ale iașilor, înfățoșind la toți zece pași un nou punct de privire, arată o varietate drăgălașă și e premulțumit dacă, după ce merge pe jos prin pulbere până în glezne, în primești de a fi călcat de carete și drosce, scapă în fundul a unei mahalale, ajunge la o căsuță cunoscută unde era așteptat, își lasă galoși la scară, intră obosit și trudit și vede că îi aduc dulceți. O, oh, ce bun obicei. Trei groaznice focuri a cercat acest oraș. S-ar fi putut face pe un plan mai nou dar nimeni nu-și bate capul. Și după ideea noastră au cuvânt. Ce, să-și facă casa în linia uliții, ca să nu poată dormi după prânz de duruitul trăsurilor? Iașenii iubesc liniștea. Și acel drag farnient din care se alcătuiește cea mai mare parte din viața lor. O steneala iar omorâ. Pentru ce să îmblu pe jos dacă am trăsură? Ce răspuns să dai la un așa bun cuvânt? Cu toate acestea, bunul oraș începu a-și schimba toaleta. Și zău, ne pare rău căci e slut astfel îmbrăcat, jumătate cu frac și jumătate cu șalvari roși, întocmai ca un unter ofițer pe care l-am văzut la informarea miliției, încins cu sabie, piste gibeaua blănită cu cacom, blana albă a unui animal ca un dihor, purtând pinteni și șapcă cu roșu. Acum vede cineva în locul barăcilor și acolibelor care făcea să răsară grandiosul unui palat maur, niște căsuți la moda burjoaz. De ne este iertată a împrumuta această zicere de la francezi, de vreme ce la noi încă nu se botează. Cinci cămăruți în care abia te poți învârti și din care una mai mărișoară poartă pomposul nume de salon, trei stânjă-ncvadrați de grădină englezească cu vreo șase salcâmi slabi și subțiratici ce nu sunt buni nici de foc, nici de umbră atâta tot. Iată cum s-a dezgradat bietul oraș. Abia unde și unde să mai vede câte un palat vechi cu beciuri boltite, cu ferestre cu gratii, cu cerdace mari, însă și acestea începura să se sulimi și a se preface și seamănă cu unter ofițerul de care am vorbit mai sus. Într-un palat de acestea, care era într-o mahala ticnită, a care i-anume îl vom tăcea de frica poliției, locuia dumnealui postelnicul Andronache Zimbolici, căruia la vârsta de 40 de ani îi abătuse să se însoare. Coconul Andronache era unul dintre acei oameni din norocire rari, adevărați cameleoni a societății, care își prifac sufletul și portul după vreme și împrejurări. Așadar, până acum de cinci ore își schimbă hainele. Întâi, la 1812, și-a ras barba și s-a îmbrăcat europenește. Pe urmă, în vremea domnului Calimach, luă iar costiumul lung. La 1821, bejănărind, îmbrăcă iarăși fracul și își rase și mustețile. Întrunându-se, iar luă șlicul. Apoi, la 1828, apucă din nou fracul, își lăsă favoriți mari și barbetă și puse și ochilari. Zice că nu se va mai schimba. Dar putem să-l credem? Poate că cetitorii noștri vor să știe, pentru că se găsesc oameni curios ce vor să le știe toate, ce făcu el 40 de ani și se trezi așa târziu să se însoare. Precum într-o toate, postelnicul Zimbolici era și într-o aceasta nehotărât. Oare să se însoare? Oare să nu se însoare? Acest gând l-a cumpănit 20 de ani. În sfârșit, într-una din zile, supărat pe femei că nu-i mai primesc curtea, repeta dictonul lui favorit, oare să mă însor, ori să nu mă însor? când îi veni în minte că de Agapița, de curând ieșită din pension, are zestre de o mie de galbeni venit pe an. Și eu am încă pe atâta, gândi postelnicul. Ce bună treabă! Se că iute și alergă la muma june copile, care nici știa că sunt postelnici pe lume și că gândesc la dânsa, sau mai bine zicând, la zestrea ei. Buna mumă, iubind pe fetița sa cu tot focul dragostei părintești, lucru ieșit din modă în zilele noastre, rămase încântată văzând că se înfățoșează o astfel de partidă, văzând că cere pe fică sau un postelnic, pe dânsa, fată de serdar. Agapița mea a să fie cu coană mare!" zicea ea cu ochii muiați în lacrimi de bucurie. Dar greșea în ideea sa, buna femeie, căci coconul andronache era din soiul acel amfibiu, numeros în Moldova, care se ține mai presus de starea a doile, boiermici, și pe care aristocrația nu-l socoate, nici îl primește între ea, adică din soiul acela căruia se poate aplica proverbul moldovenesc nici câne, nici ogar. Postelnicul Zimbolici cunoștea proverbul din ispită, dar fiind om de duh, Desprețuia aceste prejudicii fumuroase și ridicule. El știa că în acest al nostru veac de aur, aurul e boier mare, frumos și învățat. Așadar, curând se și însură. Îndată strămoșescul său palat lua o nouă formă. Gratiile se scoaseră de la ferestre, odăile se zugrăviră și se mobilară cu gust, apartamentele nevestei lui, despărțite într-un capăt ce da asupra grădinei și așternură pe jos cu covoare. La toate unghiurile se puseră clopoțele și din ietacul postelnicesei se deschise o galerie, unde ea iubea a cultiva florile cele mai rari și mai frumoase. Tânăra Agapița, găsind în bărbatul său un om cu maniere nobile, fără pretenții, care îi împlinea cele mai mici caprițuri de copilă, un om în sfârșit ce trecuse prin foc și prin apă, se deprinse ușor cu căsătoria. Ea, care plânsese o zi întreagă când auzise că orsă o și care, din romanțul Ameliei, luase cea mai mare antipatie asupra lui Mansfeld și, prin urmare, asupra bărbaților. Lumea privea pe postelnicul Zimbolici ca pe un model de bărbat și pe dânsa ca pe o minune de soție. Și lumea nu greșea, deși ea rare ori nu greșește, căci el însuși se mira de fericirea sa. Se vedea curtenit, salutat, stimat mai mult decât întâi. Pentru că moldavii au și ei acest obicei, rămas de la Daci însă, a crede că un om însurat are drepturi în societate, la care un neînsurat, fie oricât de cinstit, nu poate nici cum pretinde. Șase luni trecuseră de când gusta postelnicul această ticnită fericire căsătorească. Sosi toamna și, nu știu cum, cu dânsa a venit și sațiul în casa lui. Serile îi se păreau prelungi, mai ales acele petrecute la teatru, unde cele mai adese vedea bărbați înșelați. Pelier, actor comic la teatru francez de la Iași, îi părea măscărici când glumele sale făcea pe femeia lui să râză, cu totul deosebit de aceea ce era întâi. Pe semne, gândea, sunt foarte nătărăi bărbații în Franța și femeile desfrânate. Norocire că noi mai avem încă mult până să ajungem la acest grad de civilizație. Într-o seară, juca vist cu câțiva tineri de curând însurați ca și el. După opt robere, în vremea cărora se păzise o adâncă tăcere, Zău, zise unul, azvârlind cărțile, de când m-am însurat, joc nu mai vist și nu mai scump de un leu fisa. Însă, adevărul vă mărturisesc nu mă pot opri de a blăstema pe englez și petrecerea lor. Ce joc monoton! Nu-ți face cel mai mic tic-tac! Să trăiască bancul farao! Taci, zise altul. Nu e de cuvința unui om căsătorit a lăuda asta dezbrăcătoare și rușinoasă patimă. Eu am uitat și parolii și setleva. Zi mai bine să trăiască căsătoria! Hura! strigară toți aduse răceai și ciubuce. Ce s cotiți?" zise gazda. Păi eu sunt de idee să facem pungi precum o Știți când?" nu mai pomeni!" curmă al patrule. Nici voi să mai aud vorbind de acele ceasuri perdute. Să trăiască căsătoria și nerod acel ce laudă holteia. Purgatoriul acest mărșav unde își riscă cineva punga, cinstea și viața dar propunerea pentru ponci se primește în conglăsuire. Samuvarul clocotea. Ceaiul vărsat prin pahare lu o văpsea purpurie, amestecându-se cu rumul de Jamaica. Toți sorbeau asta iscusită băutură, care face numai puțină cinste aflătorului ei decât aflătorului tipografiei și a corăbieriei cu abur, lăudând plăcerile în surăciunei cu entuziasm, dar fără foc și pentru ca să dea o ațățare mai vie acestor laude silite, defăimau din mult în mai mult petrecerile holteiei, a cărora însă aducerea minte le aprindea fețele și îi făcea să râză cu hohot. Cât jălesc vremea pierdută, zicea cel mai vechi însurat dintre ei. Îmi pare că trăiesc numai de când m-am căsătorit. Numai de atunci mă pot socoti fericit. Zilele mele trec ca niște vise încântătoare, în toată dimineața, copila noastră vine de ne deșteaptă. Privindu-o, ne simțim reviind în ea. Când sunt să ies de acasă, nu știu cum să mă întorc mai degrabă. E de prisos să vă descrie ce înger este zefirița. Știți cât e de frumoasă? Știți ce plătește într-o adunare? Știți de se mai poate afla alta să facă solo mai bine la un contradans? Natalia mea, zise altul. Este muzicantă din cap până în picioare. Sonatele lui Beethoven, fantaziile lui Haydn, caprițurile lui Paganini pentru ea sunt o jucărie. Când se pune la piano, pare că geniul muzicei o insuflă. Fiori te cuprind, tremuri, plângi, țipi ascultând-o și te săcoți transportat într-un rai sau într-o sferă locuită de sirene. Dacă cândva vreun nor mâhnicios mă posomărăște... Un alegro vivace mă înveselește. Dacă idei politicești mă turbură, un andante grațiozo mă liniștește. Dacă vreun cuge de gelozie mă necăjește, un adagio sostenută mă face să-mi cunosc amăgirea și să vărs lacrimi de căință. Într-un cuvânt, femeia asta este o ființă lăsată în adinți de bunul Dumnezeu pentru fericirea mea. Pentru hatărul ei învăț flautul. Pentru hatărul ei învăț a cânta căci am uitat să vă spun că cântă ca o malibran. Acum putem cânta împreună frumosul duet al lui Mozart între Giovanni și Dona Ana. Cât pentru mine, rălua al treile, mărturisesc că n-am gândit niciodată că sfânta poezie va veni să se sălășluiască în casa mea. Soția mea e păgână ca Lord Byron și poetă ca George Sand. Autorul ei favorit este Victor Hugo. O cheamă Adalgița. Cum vă pare? A? Poate să mai frumos nume? Poeziile ei, când vor ieși la lumină, căci am de gând să le tipăresc, credeți-mă, o să facă o mare revoluție în Republica Literaturei Românești. Ascultați versurile ce a făcut ieri, a la manier, de Victor Hugo cuprinsă de un trist necaz. Azi priveam amurg întunecat, cat, și văd că dintr-un nou urdes es mulțime de draci fioroși, roși. Tot se pun în prejurul meu. Eu ce o să știu face de acum? Cum de aici să pot al meu să scap cap? Și celelalte. Văd că vă minunați, dar să vedeți încă altele. Când o ascult, mă simt așa de prost pe lângă dânsa, încât mă mir cum de mi-a făcut cinste să mă ia de bărbat. Serile adormim într-o cetirea vreunui romanț nou, care face să ți se suie părul în vârful capului, sau a vreunei povești a lui Hoffman ce te împle de fiori la lumina cea sarbă de a lampei. Așa uimiți, cuprinși, ne lipim strâns unul de altul și... Celelalte! strigă gazda ieșind din răbdare într-o auzul atâtor laude. Nevasta mea, prieteni, n-are pretenția să numi nici Stal, nici Zontag, nici Taglioni. Ea este o ceară moale pe care o întorc cum e voia. Nevinovată ca un pui de turturea. Știe numai să mă iubească. Atâta știe. Atâta vrea să știe atât de puțină idee are de a ademenirile lumei, încât mă tem să nu mă întreb într-o zi si les enfants qu'on fait se faisait par Rădeți domnilor, pentru că nu aveți cercarea mea. 32 de ani am, tăgăduia opt, și mi se pare că am avut vreme să cunosc o mare parte din diplomația cochetăriei. Talentele sunt bune, dar eu sunt de idee, care însă poate fi greșită, că o femeie măritată n-ar trebui să fie prea artistă. A mea iubește frumusețele naturei, nu ale meșteșugului. Romanțuri nu cetește. I-am făcut o mică bibliotecă de cărți moralicești. Toată dragostea ei sunt eu. Toată mulțămirea, florile. În toată dimineața, după ce caută trebile gospodăriei, iasă în galeria de lângă etacul său, unde privindu-și florile, cetește pe Emila lui Rousseau. Dumneavoastră ați făcut niște frumoase portreturi despre soțiile dumneavoastră, dar să nu mă bănuiți, îmi par ca măgulite. Eu nu spui, eu arăt. Și voi să vă încredințez prin însăși vederea. Veniți după mine. Agapița nu știe că sunt acasă. Veniți! Toți bărbații s-au grăbit a urma pe postelnicul Zimbolici, nerăbdători de a vedea și a judeca fericirea lui. În vârful degetelor, Cătinel, Ținându-și răsuflul, au trecut prin un șir de odăi, toate întunecate, până ce au ajuns la o ușă cu geamuri, preste care era o subțire perdea. Gazda zâmbind o rădică, dându-se cu politeță în laturi ca să lasă pe oaspeți să privească, încât toți au putut vedea pe tânăra nevasta, într-un larg capot alb, cu părul lăsat pe spate, lăsată pe o sofa, cu capul răzămat pe umărul unui frumos tânăr ce o ținea strâns îmbrățoșată. Buzele lor se atingeau. Ginga și postelniceasă, sărmana femeie, ea se afla într-unul din aceste momente rari în cursul scurtei noastre vieți, când te simți învins de plăcere, înimicit de desfătare, când visezi treaz, când fericirea amorțește oricare alte simțiri ale noastre deslipind prin un suspin buzele sale de ale tânărului amorez, într ochii și zărea aceste patru capete spăriate, acei opt ochi holbați ce o priveau. Țipetul ei îngrozi amorul. Tânărul se sculă, sări în grădină și se un nevăzut. Postelnicul lăsă să cadă perdeaua pe care până atunci sta încremenită mâna lui. Se uită la oaspeții săi și oaspeții săi la dânsul, Vreau să le zâmbească, dar simți că se strâmbă. Îi petrecu până la scară, unde se despărțiră, fără să-și zică un cuvânt, fără a se mai uita unul la altul. Toți alergară pe acasă cu părul zburlit, cu grija în suflet, cu groaza în inimă, gândind la scena ce văzuseră și temându-se să nu găsească asemenea priveliști pe acasăle. Spun că coconul Andronache s-a închis în cabinetul său, unde după ce mult trăsni, plesni, blăstemând gândul cel lovise să se însoare ca să-și pierză liniștea, în desperarea sa apucă un pistol. Îl încarcă și apoi se puse pe gânduri, privind unealta ucigașă. În sfârșit slobozi un bohot de râs, zvârlind arma și zicând Au mai pățit-o și alții. Postscriptum dacă cineva are curiozitatea să afle ce s-a mai urmat după cele arătate mai sus, îi vom spune că Agapița, după mai multe mustrări ce primi de la soțul său și mai multe făgăduinți ce îi dete, nu știu cum se întâmplă de căzu iar în ispită. După a treia și a patra recidivă, onorabila dicasterie, tribunal bisericesc, îi despărții și Coconul Andronache se duse în voiaj ca să-și uite tribulațiile conjugale, trimițând fostei sale soții, în ajunul plecării, o frumoasă ediție a întâmplărilor lui Telemach. Însă noua Calipso se mângăi lesne de porcederea lui Zimbolici. Ea găsi că păcatul este plăcut și că are vreme să se pocăiască. De aceea, nici voi a înlocui prepostelnicul, deși mulți aspiranți la zestrea sa îi făgăduiau că ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi. Curier de Am Sex Numărul 11 1837 Toderică Eu nu sunt de când povestele sunt de când se pot covea puricele cu 99 o căfer la un picior și tot îi părea că e ușor. Și celelalte. Prologul povestelor Pe când trăia statul palmă, barbăcot și în academia din podul Iloaiei da lecții vestiții dascali, păcală și pepele, era în Iași un tânăr boierinaș, cu numele Toderică, frumos și bun la inimă, dar desfrânat cât se poate, pentru că era dragi cărțile, vinul și femeile. Nu se spoveduise de când era și se ducea la biserică numai ca să vadă pe cele frumușele. Iată dar, s-a întâmplat că Toderică, după ce sărăci în cărți pe 12 coconași, care ei de desperație se făcură voinici de codru și muriră cu cinste în iarmaroc, prăpădi și el, cât ai bate în palme, tot ce câștigase și moștenirea de la tată său pe deasupra, afară de o mică răzeșie în ținutul herții, unde se duse să-și ascundă păcatele și ticăloșia. Trei ani erau acum de când trăia în singurătate, ziua îmblând la vânat și seara jucând stos cu vatavul lui și făcând pasians. Când, într-una din zile, de-abia intrase acasă cu torba plină, căci avusese noroc în ziua aceea, Iată că Domnul nostru, împreună cu Sfinții Apostoli, au venit și, bătând la ușă, l-au întrebat de bucuros de oaspeți. Toderică, care, precum am spus, era bun la inimă, se bucură că-i venirea tocmai când avea cu ce să-i ospăteze. Și așa, îndată-i pofti în casă și porunci de masă, rugându-se de iertare dacă nu-i va putea ospăta cum se cuvine unor persoane ca dumnealor, fiindu-i fără veste vizita dumilor sale. Domnul nostru, răzând de minciuna lui Toderică, ne vom mulțumi cu ceea ce ai, i-au zis. Numai bucatele să fie gata mai devreme, pentru că dumii sale îi este a mânca, au adaos arătând pe Sfântul Petru. Toderică îndată puse să gătească de mâncatul și vrând să cinstească preoaspeții săi cu ceva mai mult decât cuvânat, văzându-i mai vârtos căsca mulți, zise va Vatavului să taie un ied cei mai rămăsese și să-l facă friptură. Gătindu-se bucatele, compania s-au pus la masă. Toderică se mâhnea că n-are vin mai bun ca să cinstească preoaspeții săi. Domnilor, zise, îmi pare rău că nu mi-au venit încă buțele cu vin de la viile din jos. Domnul nostru se zâmbi pe sub de minciuna ce cârpise toterică, și, gustând vinul, nu-mi spui că vrei să ne amăcești?" i-au zis. Vinul dumitale este foarte bun. Întreabă și pe lui care cunoaște." Adăugi, arătând pe Sfântul Petru. Apostolul, sugând un pahar, strigă că încă de la nunta din Cana nu băuse așa vin minunat și pofti pe gazdă să-l cerce. Toderică, care toate acestele lua de complimente, își împlu paharul, dar rămase cu gura căscată când se încredință că, cu adevărat, asemenea vin nu băuse de când era. Cunoscând deci din minunea aceasta și din vorba apostolului înfățișarea mântuitorului, se sculă îndată de la masă ca un nevretnic de a mânca în asemenea companie sfântă, dar domnul îi porunci să șadă la masă și trebuie să asculte. După ce au mântuit de mâncat friptura domnul nostru s au dus cu apostolii în odaia ce li se gătise. Iar Toderică, rămâind singur, a jucat stos după obicei cu vatavul, bând ce mai rămăsese din vinul cel blagoslovit, a făcut pasians și apoi s-a culcat. A doua zi, sfinții călători, adunându-se în tindă împreună cu gazda, domnul nostru au zis lui Toderică, Suntem prea de primirea ce ne-ai făcut și vrem să-ți răsplătim Drept aceea, cere-ne trei lucruri, oricare vrei, și ți le vom da, căci toată puterea avem în cer, pe pământ și în iad. Atunci, Toderică, scoțând din buzunar cărțile ce le purta totdeauna cu el, Doamne, zise, fă să câștig de câte ori voi juca cu cărțile aceste. Bine, răspunse mântuitorul. Sfântul Petru, care era lângă Toderică, i-au zis încet nebunita ai păcătosule. Cere viața de veci și iertarea fără de legelor tale. Nu îmi prea bat capul de aceasta, zise Toderică. Mai ai încă două lucruri de cerut, zise domnul nostru. Doamne, urmă gazda, fiindcă ești așa de bunișor, fă, mă rog, ca cine se va sui în părul acest care umbrește ușa mea, să nu se poată coborâ de noi vrea eu. Fie așa, a zis Domnul. Auzindu-l Sfântul Apostol Petru, nu-l mai putu răbda, deci ghiontindu-l cât ce putu cu cotul. Păcătos nătâng și îndărăpnic, i-a zis. Au nu te tem de iadul ce este gătit pentru nelegiuirile tale? Ce rezicuți la stăpânul un loc în Sfântul său rai? Mai ai încă un lucru. Te poftesc, dăm pace și caută-ți de treaba domnitale, îi răspunse Toderică, fugând de lângă apostol. Și, domnul nostru, întrebându-l care este a treia lui cerere, Aș vrea, zise, ca cine se va pune pe scăuieșul list de lângă gura coptorului să nu se poată scula până noi, vrea eu. Amin, zise Mântuitorul, și, lăsându-i ziua bună, se duse cu apostolii. N-apucase încă bine cel de preurma apostol să pășească pragul, și, Toderică, vrând să cerce puterea cărților, chemă prevatavul și se puse la jucat stos. Îi bătu toate cărțile de-a rândul. Deci, nemai rămâindu-i îndoială, se sui într-o căruță de poștă și, ajungând la Iași, trase la cel mai bun birt, unde naimi cele mai frumoase odăi. Îndată ce vestea sosirei lui s-a împrăștiat, toți tovară și birbantariilor lui au alergat să-l vadă. Gândeam că te-ai prăpădit?" i-a zis Andronache Zimbolici. Auzisem că te-ai făcut sihastru. Așa este, răspunse Toderică. Ce dracu ai făcut trei ani de când nu te vezi? Am petrecut cu postul și cu rugăciunea fraților și iată molit fele mele, adaose, scoțând din buzunar cărțile. Toți au buhnit de râs de răspunsul acesta și toți au rămas cu ideea că Toderică și-a îndreptat starea în țări străine, unde, cum se vede, găsise Niscaeva jucători mai proști decât acei care îi veniseră să-l vadă și care îi se uscau de dor să-l pungească ca mai înainte. Unii acum se și așezau la o masă de joc, dar Toderică îi pofti întâi să guste ceva și așa trecură în sală, unde din porunca lui se gătise un ospăț minunat. Masa aceasta au fost mai veselă decât cina apostolilor, măcar că vin străin avea numai tocai și derin, care se jura Regensburg pe sufletul răposatei sale soții că vinea chiar din viile prințului Metternich. Iar de loc era niște odobesc vechi de zile și niște cotnar, uitat de vreo duzină de ani, într-un poloboc din pivniță. Nu se va părea un paradox dacă va judeca cineva că Regensburg de atunci a putut fi tot acel de astăzi după vestitul sistem al metempsicozii lui Pitagor. Până a nu sosi oaspeții săi, Toderică se îngrijise de a mai avea un joc de cărți, asemine cu cele blagoslovite, pentru ca să le poată lua în locul celorlalte când va cere trebuința și, dând două-trei cărți după ce va bate opt-nouă, să depărteze tot prepusul de la pontatorii săi. Pusese unele în dreapta și altele în stânga. După ce au mâncat toți, s-au pus în pregiurul unei mese și Toderică scoase întâi cărțile cele proaste. Dar, văzând că Hojma pierde, Porunci s-a ducă și, în vreme ce ceilalți bea în sănătatea elencilor și a catincilor, Toderică ascunse cărțile cele proaste și puse în loc precele blagoslovite. Nemai căutând la jocul său, fiind sigur ca să câștige, începu a lua seama pontatorilor săi și îi văzu că îmblau cu forat și cu șulerie. Putea deci să le scurgă în cuget curat toate paralele, pentru că ei îl sărăcisere predânsul. Și acum vedea că i-au fost luat banii prin înșălăciune și tâlhărie, iar nu doar că știau juca mai bine, sau au noroc. Știindu-se presine cinstit și fiind încredințat că are să câștige și să-și răzbune, simții nu puțină bucurie. Aducându-și însă aminte de vremea trecută și de cei 12 coconași pe care îi sărăcise și gândind că poate numai aceia au jucat cinstit, S-a căit că el a fost pricina pieirilor. O ceață i-a acoperit razele de voie bună ce îi se vedeau în față și a oftat, bătând toate cărțile pontatorilor săi. În scurt, în seara din tăi, Toderică a potrivit să câștige numai atâta cât să plătească masa și chiria odăilor pe o lună. Tovară și săi, cu buzele înflate, au făgăduit să vie a doua zi. A doua zi, și în zilele următoare, Toderică a câștigat o avere strașnică. Îndată s-a mutat de la tractir într-un palat mare, unde, din vreme în vreme, da baluri strălucite. Cele mai de soi cocoane se sfădeau pentru o singură ochire a lui. La masă avea totdeauna cele mai bune vinațe și casa lui era capiștea desfătărilor. După ce a petrecut un an de zile, jucând cu chipzuială și slujindu-se când cu cărțile cele blagoslovite, când cu celelalte, a hotărât să-și răzbune cum se cade, pungind pre cei mai mari boieri. Pentru acest sfârșit, prefăcând în juvaieruri cea mai mare parte din banii săi, i-a poftit a doua zi, după Sfântul Gheorghe, la un bal mare, care avea să se sfârșească cu un banc de cele mai zarife. Acei ce n-aveau bani au luat cu dobândă de la jidovi. Ceilalți au adus câștigurile moșiilor ce le primiseră de cu seară și tot ce mai aveau. Toderică i-a ras spre toți și peste noapte s-a făcut nevăzut cu aurul și cu juvaierurile. De atunci a hotărât să nu joace cu cărțile cele blagoslovite, decât cu jucătorii care îi jucau necinstit, simțindu-se în destul de tare ca să-și deie piept cu ceilalți. Am blat prin toate orașele pământului, câștigând pretutindeni și cheltuind pe orice găsea pe placul său. Cu toate acestea, aducerea amintea a celor 12 coconași îl supăra neîncetat și îi învenina toate plăcerile. Într-una din zile, hotărâ ori să-i scape din muncă, ori să se piardă și el cu ei. Puind acest gând, a să se ducă la iad, cu un toiag în mână și cu un sac spinare. Sosind la târgul ocnii, s-a coborât într-o ocnă părăsită, care i-o arătase o babă vrăjitoare, și s-a dus, s-a dus, s-a tot dus pe sub pământ, până a ajuns la poarta iadului. Cine ești tu?" îl întrebă împăratul adâncului, după ce l-a dus înaintea lui. Eu sunt Oderică, jucătorul de cărți." Ce dracu cauți aici?" Cinstite Scaraoțchii." zise Toderică. De că este vretnic cel întâi jucător de pe pământ să joace cu tine cărți, iată îți fac o propunere. Să jucăm amândoi și pentru toată cartea ce-ți voi bate, să am voia a-mi alege câte un suflet din împărăția ta și a lua cu mine. Una de-mi vei bate tu, să-mi iei sufletul și să fie al tău în vecii vecilor. într auzul cuvintelor acestora, Scara trânti un hohot de râs de se cutremurară păreții tartarului și se spăreară toți dracii. Apoi, întorcându-se către Toderică, Pe semne n-ai femeie și copii?" îl întrebă. Pas și bete," răspunse Toderică, dar las vorba, spune, joci orba." Bucuros," zise Scara suflecându-și mânicile și ceru masă și cărți. Pe loc, un drăgușor mititel și frumușel ce împlinea slujba de jochei, ciocoi, pregăti toate cele trebuitoare. Ce vrei, stos sau banc?" întrebă Toderică. Stos," răspunse stăpânitorul tartarului. Știu că la banc se încap multe șulerii." S-au pus la joc. Toderică, bătând cartea din tâi, a cerut sufletul lui Ștefănică gândul, unul din cei 12 pe care voia să-i scape și primindul l a pus în sac. Asemine și pe al doile și al treile până la 12, și luând sufletele, le-a pus toate în sac. Dacă întunecata voastră strălucire, a zis Toderică, voiește să mai urmăm jocul, eu sunt gata. Prea bine, răspunse Scarauțchi, care vărsa sudor de necaz. Dar aici este nu știu ce miros greu, ien să ieșim puțin până afară. Asta era numai ca să scape de Toderică, căci cum a pășit el pragul cu sacul de aumere, Scaraoțchi a și strigat să puie zăvoarele și rătezele și lăcățile. Rămânând afară, Toderică băgă mâna în buzunar și, ca un poznaș ce era, scoase un condei de credă, care îi sluja la cărți și, sub inscripția vestită, Lasciate ogni speranța voi chentrate, însemnă pe grozavele acele porți de aramă o mare cruce. Așa. șase luni de zile până ce creda se roase de cotlea la Arami, iadul rămase încuiat. Nu putu înghiți niciun suflet și, hamesiți de foame, dracii abia suflau. Pagubă că Toderica n-a avut la el o daltă în loc de credă, ca să poată săpa mântuitorul semn. Purcegând de la iad, Toderica a mers, a mers, a tot mers, până a ieșit în lume și a ajuns în patria sa, plin de bucurie că a venit de hack lui Scaraotski și a mântuit sufletele coconașilor ce se munceau din pricina lui. După trecerea de patruzeci ani, Toderica era acum de 70, moartea a intrat la dânsul într-o zi și l-a înștiințat că, fiindcă i-a sosit ceasul, dumnea ei a venit să-l și că să se gătească. Sunt gata!" a răspuns bătrânul. Dar te rog, o moarte!" Fă-mi un bine până a nu mă lua. Dă-mi o pară din copacul care este la ușă, ca să-mi răcoresc arsura gâtlejului. Fă-mi această mică plăcere și voi muri mulțumit. dacă e vorba numai pentru atâta, a zis moartea, bucuroasă, și se sui în păr ca să aleagă o pară. Dar când vreau să se coboare, nu putu nici de cum, pentru că Toderică așa voia. Ah, Toderică, m-ai înșelat! strigă, Văd că sunt în puterea ta. Dăm drumul și ți oi mai da zece ani de viață. Zece ani? Mare treabă, zise Toderică. De n-ai poftă să putrezești în copac, drăguță? Trebuie să fii mai darnică. ți i da douăzeci. Mă ei în râs. ți i da treizeci. Încă mai ai mult până mi-ajunge cu târgul. Ce părdalnic! Vrei să trăiești o sută de ani? Tocmai acum ai nimerit-o, iubito. Toderică, n-ai minte. Poate, dar mie e drag a trăi. Fie o sută de ani, zise moartea. Îndată putu să se coboare și luându-și rămas bun de la omul nostru, se duse cu coasa de -a umere. Cum se ia, Toderică se trezi desăvârșit sănătos și începu o nouă viață, având puterea juneții și cercarea bătrâneții. Tot ce am putut afla de la traiul lui acesta este că a urmat ca și întâi aș împlini toate poftele, mai ales cele trupești, făcând bine când găsea prilej, dar fără să gândească la mântuirea sufletului său, ca și mai înainte. Sfârșindu-se acei o sută de ani, moartea a venit iarăși. Gata ești?" l-a întrebat. Am trimis să-mi cheme duhovnicul," răspunse Toderică, Pune-te lângă acel scăuieș lângă vatră, până ce va veni. Aștept numai să mă spovedesc și apoi să intru în noianul vecinicii ei. Moartea, ca o bună și îngăduitoare persoană, se puse pe scăuieș și așteptă un ceas să vie preotul. Dar văzând atâta zăbavă, zise gazdei. Moșnege, nu ți-ai putut căuta de suflet de un veac de când nu ne-am întâlnit? Zău, n-aveam numai acea grijă răspunse bătrânul cu un zâmbet de luare în râs. Dacă ți-e vorba așa, strigă moartea supărată de nelăjuirea lui, ți-o i arăta eu. Suguiești, zise Toderică, văzând-o cum se silea să se coboară de pe vatră. Te știu că ești bunișoară și că-mi vei mai dărui câțiva ani. Câțiva ani, ticălosule! Și se trudea să se deie jos de pe vatră. Negreșit, dar astă dată noi cerem mult, căci m-am săturat de bătrânețe. Moi sămii cu patruzeci de ani. Moartea simți că o putere nevăzută o ținea pe scăuieș, precum o dinioară în copac, dar de ciudă și de mânie nu voia să dea nimic. Știu un meșteșuc să te fac blândă, zise Toderică. Și îndată puse pe tăciunii ce fumegau în vatră un braț de vreascuri. Focul îndată s-a aprins și a umplut de pară și de fum într-atâta cuptorul încât morții îi venea să-și deie duhul. Valeu! Valeu! a strigat, simțindu-și pătrânele oase prăjindu-se. Scapă-mă și făgăduiesc să-ți dau patruzeci de ani de sănătate! Atunci Toderica i-a dat drumul și moartea a fugit pe jumătate pârlită. Sfârșindu-se și anii aceștia, s-a întrunat să-și iei omul care o aștepta la ușă cu un sac de aspinare. Astă dată n-ai încotro cotigii," îi zise. Dar ce ai în sacul acela?" Suflete a 12 jucători, prietenii ai mei, pe care i-am scos din iad. Sunt acum vreo 150 de ani." Vie dar și ei cu tine," zise moartea și apucându-le de chică, se înălță în văzduh zbură spre apus și se vârâ în ochna părăsită. Sosind la porțile iadului, bătu de trei ori. Cine bate?" au întrebat dinăuntru. Toderica, jucătorul," răspunse moartea. Să nu cumva să deschideți!" strigă Scaraoțchi, aducându-și aminte de stosul ce jucase cu el. Coțcariul acela e în stare să-mi pustiască împărăția!" Scaraoțchi nevrând să deschidă, Martea, vrând nevrând, căci dorea să-și răzbune, și cu mare părere de rău, a trebuit să plece spre ceruri. Cine ești tu?" întrebă Sfântul Petre pe Toderică, după ce moartea l-a pus dinaintea porții raiului. Vechea voastră gazdă," răspunse el, acel care odată v-a ospătat cu vânatul său." Cum puteți să te înfățoșeze aici în starea ce te văd?" Nu știi că ceriul este închis pentru cei ca tine? Bre, bre, bre. Tu ești bun de talpa iadului și ai încă o să cauți loc în rai. Sfinte Petre, zise Toderică, mi se pare că eu nu te-am primit așa când ai venit împreună cu domnul nostru de mi-ați cerut căzduire. Toate acestea sunt frumoase și bune, adaose apostolul cu un glas pe care voia să-l arate aspru. Deși se cunoștea că este milă. Dar eu nu voi să-mi găsesc beleaua dându-ți drumul în rai fără de știre. Îngăduie până voi spune stăpânului și apoi vom vedea ce-mi putea face. Domnul nostru, înștiințându-se de venirea lui Toderică, au venit la poartă, unde el sta în genunchiat pe prag cu sufletele sale, având șese în dreapta și șese în stânga, și, milostivindu-se. Bine, treacă pentru tine! i-au zis. Dar sufletele aceste sunt drepte a iadului. Mie nu știu cum să le primesc. Doamne, zise Toderică, când am avut cinste a te primi în casa mea, era întovărășit de 12 călători. Și eu v-am primit pe toți și v-am ospătat și v-am găzduit cum am putut mai bine. Nu-i chip de a o scoate la capăt cu omul acesta, zise domnul nostru cu un zâmbet îndurător. Hai de intrați, de vreme ce ați venit. Ai noroc că m-ai găsit în chef bun. Al mintrele n-aș îngădui un lucru care poate da pildărea. N.B. Povestea asta se tipări în foaia propășirea, mai mult ca să umple coloanele jurnalului decât ca meritând vreo însemnătate literară. Cu toate acestea, nevinovata poveste servi de pretext tartufilor politici ca să închidă jurnalul și să exileze pe autor. Ați ascultat Amintiri de Junețe de Constantin Negruții Citit de Egg Studios